Moldova. Bună Deja seara. Suntem live. Da, îți imaginezi. Bună seara și bine te-am găsit oriunde te-ai afla. Noi transmitem live de la Montreal, unde la piele se simt minus 35 de grade. Afară este foarte, foarte frig, de aceea pentru noi este o mare bucurie că trebuie și putem să transmitem această emisiune fără să ieșim din casă. Mai Nata, ce? Tu pe mine mă întrerupi în momentul în care eu dau share. Eu am înțeles o greșeală, e prea scurt intro-ul nostru. Hai că să-l refacem, de ce trebuie să pierdem timp acum? Păi dați-ne o leacă de și să o leacă mai răbdători. Ultima emisiune a noastră din anul ăsta, 2017, unde voi vreți să vă mai graghiți? Vai, dar o spunem cu atâta greutate, tocmai ultima emisiune din acest an, dintre toate trei emisiuni care au fost până acum. Sunt niște Atent, prea mult apă ai turnat așa. Sunt niște rigori pe care le respectăm. Sunt niște rigori pe care noi le-am impus, Nata. Și de acum încolo, tot ce înseamnă emisiune live pe Facebook la Montreal, da, noi îți pornească. Foarte bine, minunat. Bună seara, prieteni. Hai, conectați-vă, salutați-vă între voi acolo în comentarii. Ignorați trolii dacă mai au timp ei de noi. Asta e minte de da. Da, eu propun să, dacă vă salutați, încercați să vă salutați în limba țării în care trăiți, noroc Dodon, și să spuneți un la mulți ani în limba țării. Eu știu, de exemplu, multe popoare au diferite formule de la mulți ani de Revelion. Eu până acum nu pot să o scot din cap pe aia nemților care spun Guten Rutsch, dacă nu greșesc, înseamnă leohkava skalzenie, sau cum zic, alunecare ușoară. Alunecare ușoară. Deci e alunică dintr-un an în altul, știi? Și ne-am amintit de fraza așa din, cum se cheam filmul ăsta? Fight Club, da? Mm-hmm. Fight Club, exact. Ți-ai minte când ăla a avut o halucinație cu un pinguin? Așa. Și pinguinul i-a dat un singur sfat de viață. A zis, slide. Prin viață trebuie lunică. Să lunești, ușor, ușor. Hai să lunecăm astăzi în următoarea oră și jumătate. Cam atât am planificat noi să vă ținem de vorbă și de urât. Am planificat o sumedenie de lucruri interesante ca pentru încheierea acestui an. Ce face lumea de obicei la sfârșit de an? Face niște totaluri. Noi azi tragem linii de contabilitate serioasă, dar am hotărât să excludem subiecte care tare ne-a umplut capul, pentru că atunci când intri pe portaluri de știri și citești despre totalurile anului, vezi că de fapt anul 2017 a fost anul Partidului Democrat, anul 2017 a fost anul scăderii economice. Noi azi am hotărât să lăudăm anumite fenomene, oameni, lucruri, întâmplări, video, reportaje multimedia care pe noi ne-au marcat și am fi vrut și... N-am hotărât să le lăudăm pentru că, vai de mine, suntem noi niște doi optimiști care în fiecare zi mâncăm doar bomboane Lind și... Stai leacă, am mâncat bomboane Lind și așa optimist nu e tocmai corect, mâncat bomboane Lind și așa diabetic e corect, dar eu cred că noi suntem optimiști. De ce am hotărât? Eu cred că noi suntem optimiști și despre asta noi să ajungem odată să vorbim, pentru că noi n-am face asta fără a fi optimiști. Noi am hotărât să vorbim despre asta pentru că tot anul am vorbit despre altceva. Și am avut timp să lăudăm niște lucruri. Eu personal tot anul n-am vorbit despre altceva. Eu din potrivă, eu am un program de viață. Vă înțeles asta? Da, se vede. Natarii ei, nu știu dacă ați observat. Eu am un program de viață în care încep să văd partea plină a paharului. Eu încerc să văd oamenii care sunt proactivi, care creează, care ajută, care susțin, care sunt creativi. Și din cauza asta, mie nu mi-a fost foarte greu să contribui la această emisiune. Ți a fost? O leacă, da. Da, pentru că eu am o activitate... Mă duc mai înădătim. Ne, serios. Ce să n-ai slouă, ce să pădumă. O leacă mi-a fost complicat și greu, pentru că eu sunt deprins să critic lucruri, fenomeni, oameni. Și amul trebuie să sap în memoria mea, să ne amintesc, băi, dar ce a fost bun, ce a fost fain pentru mine, pentru oamenii din jurul meu. Și am încercat să păm, cred că am descoperit. Avem o listă nebună, măi, urmează tot asta să vă prezentăm. Plus la asta, nu știu cum, mentalitatea omului cred că este fixată să memoreze mai ușor momentele grele, momentele în care a avut un stres, momentele care a trebuit să le depășească, pentru că alea ușoare, alea frumoase, alea plăcute, ele cumva ne bucură, noi trăim momentul ăla al fericirii din acea clipă și gata, s-a dus, noi apucăm să apreciem fericirea numai după ce ea a plecat. E ca așa o chestie aproape filosofică, am spus eu numai ce. Ghilimele, Nata Albot. Băgați asta pe cover picture, băgați, intrați pe fotor și scriți. Noi apreciem fericirea numai după ce e o plecat. Și ni e, gâșiți și sânguri. Pentru clipa fericirii, ce o clipă ține poate. Apoi iată, prieteni, noi astăzi am făcut acest desfășurător, ținând cont de mai multe lucruri, ele nu sunt atât de multe, îndată vă spunem. Sunt prea multe lucruri proaste, negative, care merg aiurea, care merg, iată, din partea aia merg, nu merg cum trebuie. Dar este o porție de lucruri faine, care trebuie să le cunoască cât mai multă lume, să contribuie ca ele să continue și să le împărtășească altora, pentru că puterea lucrurilor bune
Exact așa crește proporțional câți oameni se alătură ca să o susțină. Dar iarăși, lucrurile astea bune, astea sunt lucrurile bune care au încăput în cutiuța noastră parcursul unui an, lucrurile de care noi ne amintim. Sunt sigur că mulți dintre voi au cu totul alt spectru, registru emoțional pozitiv al anului 2017. Așa că acceptați acest ultra subiectiv punct de vedere, un fel de top, noi nici nu-l numim top, e un soi de gala laureaților. Gala laureaților, celor mai optimiste momente din anul 2017. Cireșica udă. Cireșica de pe tort. Apropo, ținem să vă spunem că emisiunea asta va fi foarte subiectivă. La fel de subiective pot fi și comentariile voastre în care voi puteți contribui cu alte chestii faine care vi s-au întâmplat anul ăsta legate de Moldova. Fie că ați descoperit oameni faini, fie că ați trăit evenimente extraordinare, fie că ați simțit pe propria piele puterea stabilității care domină acum în țară și schimbări radicale în viața voastră datorită tuturor. Haideți pe stabilitate reformelor. Să vorbim. Haideți pe stabilitate. Noi avem câteva subiecte despre care nu o să vorbim astăzi, ca de obicei. Trecem pe scurt prin niște subiecte. Nu, noi nici nu trecem prin ele și tu știi de ce. Da, eu foarte repede. Tu ai pomenit despre stabilitate și eu vreau să spun despre asta. Nu, te rog. Noi să scăpăm invitatul nostru. Hai după. Vrei după? Hai. Nu. Noi avem, noi am încercat astăzi în toată emisiunea noastră să stabilim câteva conversații prin Facebook Call cu câțiva oameni interesanți, unul dintre care urmează în curând să se conecteze la noi, dar pentru că ea este invitată Nataliei Morare astăzi la TV8, noi încercăm să grăbim lucrurile ca să o prindem înainte de emisiune. Să furăm pâinea Nataliei Morare, spune direct. Este vorba despre fotografa Natalia Gârbu. Câți dintre voi au auzit acest nume? Natalia Gârbu. Îi se mai spune și fata zebră, pentru că ea are un proiect foarte interesant unde îmbracă un cap de zebră și merge prin toată țara. Deci, marea valoare a acestui om este, în primul rând, că este creativă și, al doilea lucru, că ea chiar merge printre oameni. Merge printre oameni, fotografiază oameni, fotografiază istorii. Și Natalia Gârbu, zilele trecute, a devenit eroina unei știri de pe Newsmaker, care a anunțat proiectul De la 1 la 101, un proiect social fotografic în care Natalia Gârbu a cutreierat Moldova în lung și în lat, a surprins personaje cu vârsta de 1 an și 101 ani și i-a întrebat pe toți ce simt oamenii ăștia vis-a-vis de Moldova, prin ce trec ei. Noi vrem să ne uităm la video și după asta să vorbim cu Natalia? Da, noi vrem să ne uităm la acest video, dar nu la tot, pentru că el este destul de lung, la o bucățică din el. Domn regizor, muzica. Ce nu este muzica? Noi vrem full screen. Noi vrem lumea de ca să se audă. Tot aia este. Domn regizor, muzica. Nu grăbi, încet. Băi, tu ne-a învățat 5 ani în Chișinău și dacă nu a putut lucrez, a plecat pe Siotar. Și dacă l-a dat că lucrează și a câștigat bine și s-a stabilit cu traiul cu viața. Și înapoi el nu vine. Și am observat majoritatea oamenilor care sunt talentați, care pot să aducă în folos satului, țării, aceste cadre și pleacă. Și în sat au rămas numai acei care au trecut de vârsta de acum de 50 de ani, pensionarii care nu pot să plece nicăieri. Eu cred în Moldova, că eu am trăit aici, dar eu cred în toate. Cât bani le-a dat din Uniunea Europeană, nu mai vorbim de altă parte, că nu, dar cât tot. Și se vede, nu se vede nimic. Trebuie să ne iubim unul pe altul, să nu ne sfădim, să nu ne batem, să nu ne urâm unul pe altul. Și eu așa că eu pe nimeni nu urăsc, chiar dacă cineva a spus o vorbă, eu am tăcut și nu i-am spus nimic. Încă m-am rugat, Doamne, iartă-l că nu știi ce faci. Conducerea asta noastră, cred că nu văd perspectiva Republicii. Și numai hoți și bandiți. Deja la bază, scaute. S-a făcut în 2017, dăm voie să te tai. S-a făcut în 2017 și mai multe sondaje de opinie, mai multe barometri, opinii publice, un soi de portrete ale societății moldovenești, dar eu nu cred că a fost ceva mai bun decât ce a făcut Natalia Gârbu cu proiectul Atnuleada Stadnavo de la 0 la 101. Eu, unul, am bușit 16 minute, vă recomand și vouă să o faceți. Și hai să aflăm de la autoarea. Natalia, bună seara! Bună seara, Natalia! Te urmărește în clipa asta niște lume care nu neapărat se află în Moldova, dar care e foarte conectată la ceea ce se întâmplă în Moldova. Prima mea întrebare, care este cel mai îndepărtat punct în care ai ajuns tu cu acest proiect? E dinați. Mai departe nu am putut să merg. Din lipsă de timp, de resurse?
din lipsa, era un timp foarte urât, deci ploua, ningea, nu era clar, eu nu aveam, deci mașina mea nu era pregătită pentru astfel de drumuri, știți cum sunt drumurile aici. Ok. Și cum, pe neprins de veste, ne prinde în soare. Natalia, întrebarea care pe mine mă macină e cum ai reușit să dai de 100 de oameni în Moldova? Eu am înțeles că oamenii în Moldova sunt pe cale de dispariție, dar cum ai reușit să găsești de vârstă diferită? Și cât de ușor au acceptat, de exemplu, oameni care tu mergeai în același tren să intre... Ei au fost peste 100, deci au fost în jur de 200, cred, și nu toți erau deschiși să vorbească despre asta. Și vreau să vă zic că eu am... Cel mai curios lucru este că eu am înțeles până la capăt că aveam bătrânii noștri sunt mult mai rebeli decât tinerii. Mai rebeli? Da, exact. Oho. Wow, ce te-a făcut, ce te-a făcut să crezi asta? Pentru că în mare parte bătrânii erau mult mai deschiși, fără nicio frică. Vorbeau despre chestii care tinerii nici nu vreau să-l discute. Dar eu aș vrea să menționez o chestie foarte importantă, pentru că acest proiect nu s-a născut din aer din capul meu. Acest proiect a fost un soi de mix dintr-o expoziție care o văzusem din Barcelona și, scuze, Andrei, dar eu trebuie să zic, ai avut tu o poezie, cântec, nu contează, care acest mesaj, mesajul a rămas în capul meu, este despre orice ne înconjoară, oricine ne înconjoară este o parte din mine. Și iată, ții minte, eu nu știu ce era exact asta, dar mesajul a rămas. Everything I experience is a part of me. Asta era mesajul care eu țin minte din poezia care ai scris-o tu. Cu și siguranță tu ai reușit să faci o formulă artistică mai frumoasă decât mine, că eu nici nu țin minte poezia mea, dar... Așa, și... Dar ce vroiam eu să zic, foarte mult contează să... uite, e o chestie care ai făcut-o tu, și ea a rezonat în mine peste 2 ani. 2 și ceva. Tu... Și care, uite, da, este o chestie care îți mulțumită ție și ce ai scris tu, ceea ce măcar nu ții minte, dar eu la sigur am să o găsesc și am să ți-o trimit. Te rog frumos, această muză, ea trebuie menționată peste tot unde vei merge. Natalia, îți mulțumim tare mult. Eu mai am o singură întrebare, Natalia. Da. Deci, proiectul acesta social a avut drept scop să ce? Nu a avut niciun scop, sincer. Noi inițial a fost hai să facem un proiect despre oameni. Și știi, foarte fain să stai undeva într-un loc ușor, foarte călduț, cu un ceiuț, pe fotolul moale și zici, dar hai eu să întreb poporul moldav despre sensul vieții. Dar ce înseamnă dragoste? Hai că eu am să întreb așa. Și când ajungem în raionul Iedina, sau în Dondușeni, sau în Gheni, și tu înțelegi că această întrebare, de fapt, nu are sens. Că, de fapt, hai să sting acest critic, acest om care aduce adevărul și pur și simplu să ascult, pur și simplu să observ. Și acest proiect este despre noi, despre mine, despre acești oameni, despre cine nu ne ajunge și nu ne ajunge să fim iubiți unii de alții, nu ne ajunge empatie, nu ne ajunge solidaritate unul cu alții. Deci acest proiect a fost ca să înțelegem unde este buba, ce se întâmplă, de ce lucrurile merg așa, anume așa. A ieșit tristă la finalul lui? Eu am plâns. Pentru că eu cred că în mine s-a trezit acest butonaș care este empatie și care eu am înțeles că eu trăiam într-un bubble și eu nu știam nimic și nu vroiam să știu și eu cu argumentul eu am să fiu apolitică, mie nu-mi pasă de absolut nimic ce se întâmplă în jurul meu, când de fapt viața mea nu este doar despre mine. So, da, cam așa, viața mea nu este doar despre mine, viața mea este despre mine și altcineva din jurul meu. Păi tu vrei să zici că de fapt după acest proiect fiecare dintre noi ar trebui să înțeleagă că noi trebuie mai mult să ne implicăm? Mai mult să punem umărul? Da, ne trebuie să ne auzim, să ne respectăm, cât de banal ar suna, dar să ne vedem unul pe altul, pardon. Iertați-mă, eu trebuie să fug. Da, mult succes, Natalia. Mersi foarte mult pentru proiectul acesta. Eu îți doresc ca el să fie urmat de foarte multe lucruri, având în vedere ce om talentat ești tu. Vă mulțumesc. Mulți ani, sărbători frumoase, Natalia. O îmbrățișare glacială de la Montreal. Pa, pa. Vă mulțumesc, pa, pa.
Noi am uitat să vă spunem, da? Azi este minus 40 la Montreal. N-am uitat, eu am spus Andreea asta la început. Nu, eu am uitat să vă spun înseamnă. Că eu până mă asta sunt. Mulțumim tare mult pentru această intervenție. În cazul în care nu l-ați văzut, dacă n-ați avut încă timp, căutați-l, vă rog frumos, pe Newsmaker, este Atnuleado Stadnavo, un proiect realizat de Natalia Gârbu, cu care am fost acum în direct, ea aflându-se la Chișinău, un fotograf și un om foarte talentat, cu studii interesante și în domeniul artelor în Spania, la Barcelona, un om pe care noi îl admirăm, ne încântăm că avem asemenea moldoveni printre noi. Și vara asta am aflat, Andrei, că Natalia câștigase o bursă ca să meargă în mai multe țări și să facă proiecte artistice, după care i s-a refuzat viza și eu eram în fața ei când i-am spunea, Nata, tu-ți închipui, mie mi s-a refuzat viza. Și eu ziceam, tu-ți dai seama, la un moment dat în viața noastră atâtea oportunități apar și pe urmă intervine sistemul, birocrația, care îți spune, nu, tăiem picioarele, nu, tăiem aripile, ești talentată, stai acasă. Da. Iată așa. Urmăriți proiectul ăsta, că e foarte interesant și, apropo de empatie și solidaritate, tare bune concluzii le-a făcut chiar autor. Tu îmi furi pâinea, îmi furi cotletele mele. Eu ieri am reușit să ascult o parte din interviu lui Prinț Harry și Obama. Prinț Harry a făcut un interviu cu Obama acum în septembrie, când a fost la Toronto. Cum se cheamă jocurile astea din Canada? În Canada sunt niște jocuri... Invictus, da, un fel de jocuri... Intelectuale sau? Nu, o leacă sportive. Și Harry devenise conducătorul armatei britanice mai nou. Da, el a fost pus. Da, a fost la. Capul armatei, da. Și ăștia au avut un interviu și Obama vorbea destul de des despre social media, despre cum noi foarte comod ne trăim viețile aici, noi foarte comod ne simțim revoluționari, apriși, dar odată ieșind în lume tu afli că de fapt ia câte ești oamenii. Tu n-as fi la fel de violent, tu n-as fi la fel de troll în realitate, tu n-as fi la fel de nepăsător și nu știu cum, și ultra bucuros de tot ce se întâmplă în jurul tău. Nu, tu să te uiți în ochii în oameni, tu să ai o bâlbă, tu să ai o pauză logică. N-as reușești să editezi textul atunci când el iese pe gura ta. Așa că ieșitul în lume e foarte necesar. Și da, noi, eu sunt cu gândul la proiectul Nataliei și vă îndemn și pe voi. Deschideți într-un tab, dacă ne urmăriți acum de pe desktopuri, deschideți într-un tab newsmaker.media și o să intrați și o să găsiți acel articol. Deocamdată, un continue? Oui. Da, eu vreau să te întreb, tu vrei să ne întoarcem la lucrurile pe care nu le vorbim sau mergem mai departe? Dar el ce se cheamă lucruri despre care nu vorbim? Vorbim? Ca să ne întoarcem la dânsul să nu vorbim. Noi nu vorbim astăzi despre creșterea economică înregistrată de Republica Moldova în 2017 pentru că e... Nu-i creștere economică. Bun, ea este, dar e mult mai mitică decât o prognozată experță. Am intrat în nou an cu mari speranțe, Nata. Da. Ții minte? Mm-hmm. Nu ții minte. Și ții minte, Nata. Nu, uitați, voi nu țineți minte cum Filip s-a înțeles cu femeii, vin milioane în țară. Experții au promis un 6-7% creștere economică, dar am citit un pasaj de interviu cu Alexandru Fale, expert economic, care a zis că, dar într-un final s-a adeverit creșterea de 4%. Și a fost pentru prima dată după 2001, când Moldova a avut 2 ani la rând cu creștere economică de 4%, cu potențial de creștere economică atât de scăzut. Forța de muncă, vzneau, surgut, a plecat. Întoarcerea miliardului. Nu știu, n-am auzit. Bucurați-vă, sunt brazi în centru, faceți poză. Pentru ce vă o miliardă? Înțelegi? Și că tot asta contrabalansează corupție cu jocuri politice. Ca investitorii să nu vrei să investească în Republica Moldova. Pentru ce, cum o zis Borea? E că tu toate lucrurile astea le spui acum aflându-te aici, la Montreal, tu ultima dată când ai fost la Chișinău, în august. Septembrie. În septembrie. Iar eu sunt proaspăt venită de acasă, Andrei. Și vreau să zic că eu am fost acasă pentru două proiecte pe care le facem noi cu Calumea. Eu am fost și în centru, am mai comunicat cu lumea. Situația acasă chiar e foarte nasoală. Nu trebuie de inventate epitete, nu trebuie de încercat. De făcut sondaj de opinii. Situația acasă e chiar foarte nasoală. Și la nivel de om simplu, omul simplu de rând care nu-i mai vezi zâmbet pe buze, nu-l mai vezi în aripat, nu-l mai vezi visând la o vacanță, la chestii care în mod normal pe om îl fac fericit. Acasă lucrurile merg foarte, foarte, foarte trist. Și poate unii dintre voi nu veți fi de acord cu mine și veți începe să mă bombardați cu pietre zicând că nu vezi tu partea plină a paharului. Eu, de fapt, tot timpul am văzut-o, mai puțin de data aceasta. Dar eu am avut situații de contact uman de data asta care pe mine foarte tare m-au descurajat. Am avut balul brazilor.
la balul brazilor am avut o tanti, apropo, iată asta e spatele ei. Stătea în primul rând. Spatele tantei? A venit la balul brazilor pentru că în toate listele astea de licitație și-a scris numele și a zis că vrea să liciteze. Noi când vedem nume, noi nu vedem cine sunt oamenii din spate. Noi îi contactăm. Bună ziua, dumneavoastră vreți să licitați un brad? Da, 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 eu vreau să licitez, vreau să vin la eveniment. Bine, doamnă, veniți. Vine doamna la eveniment, se așează în primul rând. În timpul licitației începe să liciteze. Zice că eu dau 4.000. Eu care găzduiesc evenimentul, eu nu pot să discriminez un om după felul în care arată. În fața mea stau niște oameni, sute de oameni. Și eu ce să zic? Doamnă, scuzați-mă, vă rog, sunteți o doamnă în etate. Nu prea cred că aveți 4.000 de lei să-i dați. Zic, da. Ok, nu, nu sigur îl luați, doamnă? Sigur îl luați? Da, 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 sigur îl iau. Se încheie evenimentul, bineînțeles că doamna nu vrea să dai niciun ban. Mă duc la Irina, colega mea, zic, Irina, cum s-a întâmplat această doamnă să ajungă aici? Nata, i-am luat de pe liste, listele oamenilor care au licitat. În final, doamna nu vrea să dea nimic, autoarele bradului. Iată, aici e problema mea cea mai mare. Eu n-am o problemă cu această doamnă. Este o doamnă disperată, probabil cu probleme psihice. Probabil. Pe mine m-a disperat felul în care tineretul în ziua de astăzi se poziționează în viața lor, în universul lor. Pentru că fetele care au creat acel brad... Eu sper că tu nu crezi că noi suntem tare departe de tineretul, nu? Nu, Andrei, e vorba de studenți. Eu okay. Sunt o leacă mai departe, nu știu cum tu. Autoarele bradului, aflând că doamna în cauză nu vrea să plătească, vin cu niște pretenții de genul, pe noi nu ne interesează, noi vrem 4.000 și atât. Chemați poliția dacă vreți, rezolvați, dar noi vrem 4.000. Zic, fetelor, voi sunteți doar niște studente de la arte, cărora li s-a dat șansa să se manifeste. Nu ne interesează, vrem 4.000. Haideți să luăm pe omul care a licitat până la asta, care a dat mai puțin. Poate a fi de acord totuși să dea banii. Se adeverește să fie Stella Moldovanu. Stella, uite ce s-a întâmplat. Doamna, ești tu de acord? Da, fetelor, uite, dau atâta. Nu vor, frate. Nu vor să dea bradul mai ieftin pentru că ele în capul lor s-au obișnuit cu 4.000 de lei. Vă spun foarte sincer. Dar cu cât mai puțin dădea Stella? Stella dădea 1.500. Aha, okay. Ok, dar este vorba despre o lucrare la care probabil s-a lucrat mult. Dar nici măcar dar vorbim, despre asta nu-i vorba. Vorbim despre niște boboci în domeniul ăsta. Sunt niște tineri care nici măcar n-au absolvit facultatea. Dar atât de aroganți, atât de nesimțiți. Și eu stau și mă întreb, de unde naiba vă vaccinează cineva pe voi cu această aroganță și cu această nesimțire? Nu vă dați seama absolut deloc ce eforturi se fac pentru voi ca să aveți șansa să vă expuneți lucrările voastre și voi... Bine, asta a fost o situație. Altă situație. Noi nu putem să generalizăm, sau tu chiar vezi generalizăm. Nu, pentru că am avut o altă situație în care lucrarea a fost pusă deja în licitație cu 3.000 de lei. Un brad, Andrei. Cu 3.000 de lei un brad. Nimeni n-a vrut să o liciteze cu 3. Am zis, bun, cine dă mai puțin? Cineva în sală a zis 2.000. Minunat, am dat bradul cu 2.000. Autoarea nu vrea să dea bradul. Ea nu vrea cu 2.000, ea vrea numai cu 3. Și eu mă uit la dânsă și spun, domnișoară, dumeriți-vă un pic. Eu fac atâta voluntariat în viața mea, eu fac voluntariat ca dumneavoastră astăzi aici să vă expuneți, să câștigați un ban, să afle lumea despre dumneavoastră. Eu n-am venit aici să-mi citiți morală în 10.000. Asta a fost... Okay. Eu am vrut ca voi să știți despre lucrurile astea, pentru că astea sunt dedesubturi care nu apar la știri, despre care noi nu prea povestim, dar ele sunt atât de descurajante și mie îmi vine nu știu ce să fac cu toți acești tineri, care vine o nouă generație de tineri în Moldova, care în general nu-și dau seama pe pământ, trăiesc, ei vor sumedenie de bani, făcând pentru asta niște eforturi poate mari, dar dumeriți-vă un pic, treziți-vă, dragi părinți, ce investiți voi la naiba în copiii ăștia ai voștri, de asta izvorește din ei. Eu văd asta mai mulți factori, serios, pornind la ideea de cultura voluntariatului, terminând cu piața muncii și cât de bine ei lucrată și cât de mult noi știm despre cât se câștigă la oră și cât de des începi să ai primul job. În vest, probabil mai des vezi copchii care atunci când spun unii părinți, tata, vreau moped, tata, vreau iPad. Perfect, tu câți ani ai? 17? Tu poți să lucrezi dishwasher și să faci 800 de dolari pe lună part-time. Spală vasele, să faci bani din moped, iPad, de tot ce vrei tu. Ok, perfect. Vine vara, între clasa 11 și 12, marș la lucruri, 3 luni, asta e venit. Mulți merg cu un Honda Civic. Te mai ajută acolo mama, tata, să pui neoane pe jos, dar tu ți-o cumperi de banii tăi, că ai lucrat vara. Nu știu cum, și eu deși n-aș vrea tare să critic, eu tot destul de tare mă aseamăn, sau cum zic, am trecut prin pielea lor. Eu țin minte cum veneam la ei și aveam aroganța să șer bani la ei. Dar după asta realizez, băi, dar stai alea că în alte societăți alea că e altfel construit treaba. Și asta, gândul ăsta de gheu a venit cu primul work and travel.
După care tu vedeai studenți americani venind la muncă pe vară, zici, stai, leac, ești mult mai tineri, sunt mult mai frageți, câștig bani mult mai mari, dar eu șerem de la mama. Putem să-i scot dinții de aur din gură, numai să mă duc la discotecă, înțelegi? Și asta se întâmplă. Noi împrumutăm bani din nunți, noi șerem bani, noi credem că merităm mai mult, dar încă nu există nici standarde și norme ca să le explici. Băi, uite, ești student începător, tu asprănești asta. Ești artist începător, tu asai asta, tu nu poți urca mai sus. Aici, la nivel de job, ți-a spune, tu nu poți în entry level, la orice job tu vrei, lucrezi juvaier sau lucrezi în rang militar, tu nu poți mai mult de 22, 20 de bani și nu știu cât la oră. Păi uite, eu în concluzia acestui subiect vreau să spun doar că eu cred foarte mult în echilibru pe care l-a dus universul în care noi trăim, lucruri pe care poate noi nu atât de mult putem să le controlăm, dar ele se întâmplă. Pentru că noi am avut o lucrare în licitația din acest an, care a fost pusă în licitație cu 800 de lei, Andrei, și care era o lucrare absolut extraordinară, lucrată manual, cu idee faină. Lucrarea asta în licitație a ajuns la 7600 de lei. Și eu cred că cei ce au văzut studenții în sală... Doamna, am propus banii. Chiar a fost cumpărată. Și știi câtă lume s-a bătut pentru ea? Serios. Cei ce au văzut studenții, participanții toți în sală, prin exemplul acestei licitații, ar trebui să le fie o lecție. Pentru că de cele mai des ori trebuie să dai de la tine. Dă de la tine. Destinul o să aibă grijă să se întoarcă înzecit înapoi. Doamne ferește, nu forța lucrurile, nu crea conflicte, nu genera negativismul ăsta, pentru că tu ești la început de cale. Dar iată fata aia, e că voi râdeți de mine. Nu râdem. Eu vreau să-l rog pe Sergiu să găsească Neil Gaiman. Da, Neil Gaiman. Asta e, poate să-l pui în comentarii, ca lumea să intre, toți deschid un tab. Neil Gaiman, asta e un artist, un om din Marea Britanie. Neil Gaiman, poți să-l cauți, el are un speech. Să-l arunci în comentarii, oamenii să-l vadă. Este un speech de 20 de minute despre cum el a ajuns din muc, o mare artist, să prânească bani. Și el povestește despre cum el, știi, he lied his way through, adică el, au fost momente când o amăjit, pe urmă minșunile pe care el le-a rostit, de exemplu, el vrea să lucreze pentru ziare din Marea Britanie, ziare faimoasă. Și el spune că eu deja am publicat articole în alte ziare, dar asta era în era pre-internet și lumea nu putea verifica asta. Și el amăjea și el în CV-ul lui minșunind nimerea la astfel de joburi. Amu, în maturitatea lui, el a avut grijă deja să scrie pentru fiecare din ziarele astea pentru care el a minșunit că a scris. Înțelegi? Și el tot spune despre cum a început să lucreze, despre cum tare vroie bani la început când nu ajunge să plătească chirie în apartament și face joburi care nu-i plac. Și în momentul în care tu, ca artist, faci un job care ție nu-ți place, tu iei banii ăștia și tu nici n-a să-i simți de fiecare dată. Și el zice, de fiecare dată când ne-ți promiteau bani pentru un job care eu nu vrem să-l fac, dar știam că trebuie să-l fac ca să plătesc chirie, eu urăm să fac asta la nebunie și până la urmă nici cu bani nu mai alegem. Încercați să găsiți contrabalanța asta. Eu cred că în cazul artiștilor, bun, e o stare departe de oameni de la artă și așa mai departe, dar cred că e necesar să alegi jobul care tot îți provoacă plăcere și să-l faci. Pentru că dacă o faci cu rupere de inimă, ies o cacașcă, nu e harușă. Dar eu l-ai găsit? L-ai, vă spun sincer, cumva? După ediția din acest an... Să-l căutați voi. Neil Gaiman. Da. Am gândit de câteva ori, eu mai continui să fac proiectul ăsta, pentru că el definitiv își pierde ideea pe care eu am avut-o la început. O să mai las să mai treacă niște luni de zile ca să decid, dar cei dintre voi care visau să mai participe la concurs manifest, țineți cont că aveți coechipieri care iată așa tulbure apele și îi descurajează pe organizatori. Asta am vrut să spun. Bine. Noi astăzi avem un top pentru voi. Dacă tot greu că nu avem topuri, dar de fapt avem un top al cântecilor, da, / videoclipurilor lansate de artiștii moldoveni din Moldova, de piste Moldova, din afara Moldovei, artiști independenți care încă nu au semnat contract. Cum adică din afara Moldovei? Nu, un artist din asta e stabilit la București. Ok. De exemplu, da, ca să nu... Sunt oameni de-a noștri, dar încă n-au semnat contracte cu case mari de discuri, sunt independenți, dar fac o muzică care și el țin pe mine, mă faci să mă tochesc. Și nu numai pe tine, de asta eu și-am acceptat ca muzica asta să fie desfășurător, pentru că asta este și a noastră amândură, Andrei. Na, atât de zâulică, asta e cu sistemă, vă dau în căști, nu te aud eu pe tine. Hai să începem cu primul artist. Spate eu să-l introduc, pentru că asta a fost alegerea mea. Da, apropo, Nata a insistat să fie introdus în top. Da, eu eram șovăielnic, cu toate că mi-e place creația, dar zic, stai că încă e de vreme, sunt tinerei. Nu, păi sunt tinerei, dar tocmai de asta că sunt tinerei și sunt independent și sunt foarte, foarte fermecători. Începem cu ei, hai. Dăm full screen, domn regizor. Da, lasă lumea să vadă, să audă, să ascultă. Thank you.
pustie, ce dulce era cândva. Străzi, o simți chiar dacă nu o vezi. Ce bine să ruta dor de ea. Ia-mă înapoi, cât de frumos eram noi. Ia-mă înapoi, cât de frumos eram noi. Șapte clasă se numesc băieții ăștia. Și probabil au șapte clasă terminate sau cum? Cu siguranță au mai multe șapte clase terminate. Sunt muzicanți cu școală și fac studii, cred că la Porumbescu, nu sunt sigură. Iaca, vezi? Ce citisem eu. Dar e o trupă prospecioară care a adus muzica anilor 70-80 din Chișinău. Fata Urbană este prima melodie, după asta a mai urmat Cât de frumoasă. Eu i-am văzut live, Andrei, acum când am fost la Chișinău, la Moldeco, Stella Moldovanu i-a adus. Sunt fermecători. Deci, sincer, nu aveau nici microfon, nici boxe, cântau live. Și eu stăteam pe scări, mă uitam la ei și zic, Doamne, cum e posibil ca muzica acelor ani să se întâlnească cu acești tinerei. Și mâine pe mâine laba capitalismului a să-i înșfașe și a să-i ducă departe și a să uite de noi, nată. O să scuipe în fântâna care eu... Oricum să știi că ei au un producător, este Iurie Bădicu, okay. Același producător pe care îl are și formația Acord. Deci este un om care îi îndrumă și le spune cum... Este un om care se ocupă de ei, care îi ajută. Băieții dar ei își doresc să meargă înainte împreună? Eu cred că ei își doresc, cel puțin despre asta vorbesc melodiile lor. Un lucru pe care trebuie să-l știți pentru ce am vrut eu foarte mult să-i avem în această emisiune ultimă. Clipul acesta a fost filmat doar cu un iPhone, deci cu resurse foarte limitate, iar melodia înregistrată cu un microfon care era încă și defect. Și când te gândești că lucruri așa de frumoase se pot face cu resurse atât de reduse, normal că vrei să-i susții și vrei ca toată lumea să afle despre ei. Șapte clase, țineți minte, căutați-i pe YouTube. Da, noi apropo, asta ar fi o bună idee când lumea caută să angajeze cameraman la nuntă. Toți au iPhone. Nu angajați. Rugați-ne nașul să vă filmeze nuntă 6 ceasuri. Care-i problema? Hai să mai trecem la subiecte de laudă. Vreau să laud câteva întâmplări din Chișinău. Luăm, de fapt, acum tema Chișinăului. A fost Fata Urbană, Chișinău anilor de altă dată. Rămânem în Chișinău. Da, nu, oamenii ne urmăresc cu seringa în venă și nu înțelegi despre ce e greu. Vreau să laud, eu de fapt nu le-am încercat pe toate, am încercat doar prima, am încercat troleibuzul. Nu știu cine din voi și când a fost la Chișinău, dar la Chișinău există un troleibuz care pleacă de la aeroport până în centru. Acest troleibuz costă 2 lei, călătoria cu acest troleibuz costă 2 lei, asta e 10 euro cenți. Nu există niciun oraș din Europa și mai ating și din lume în care poți cu transportul public, repede, confortabil și dacă e primăvara sau toamna mai deschis o leacă fortă și că îți vine o leacă de aer și o doamnă cu copchilașul îmbrăcat în fufaică zici, nu deschide curent! E destul de confortabil și fain, dar prețul minim mă fascinează. Și pe lângă asta Chișinău a mai avut manifestări de artă despre care am putea vorbi. Nu știu dacă vă mai amintiți discuția care a fost foarte aprigă apropo de sculptura din Chișinău, da. Cu băiatul și fata sau cu fata și cu băiatul, cu băiatul care întârzi sau cu fata care pierde papucul. Așa și n-ai înțeles, sexism, nisexism. Vreau să pomenesc despre scoarul Ghibu care a fost renovat datorită unor băieți și fete entuziaste. Victor Chironda, salutări și mulțumim că faci ce faci și celor care s-au alăturat inițiativei. Tu ai mai remarcat ceva în Chișinău frumos pe care vrea să-l auzi? În perioada asta Chișinău este odios. Acum e odios? Da, Chișinău arată foarte urât. Ei, în perioada de iarnă el este gri, el este depresiv, soare, cum e cald, el este plin de glod și de băltoci și de... Vai. Deci este un oraș foarte neplăcut în perioada de iarnă, pe când, în clipa în care începe să înverzească totul. Eu am impresia că nu există niciun oraș pe pământ mai frumos decât Chișinău în luna mai. De aceea eu ador să revină luna mai acasă, pentru că el e verde, el e miroase bine, plin de tei, de salcâm, de tot ce vrei, liliacul înflorește. Eu nu m-aș nera peste câțiva ani Elon Musk să inventeze un flaconaș, sau cum se spune limba română, un șip cu... Asta e inside joke. Un șip cu o soluție care o torni în pământ și tot înverzește și mereu e primăvară. Și e că atunci cu acel flaconaș, cum să vrei să te mai rupi de Moldova, nu?
Dar eu cred că gândește Moldova, cea mai mare problemă pe care, la drept vorbind, ar trebui să fie rezolvată prima pentru a scăpa de glod și de toată, tot gunoiul ăsta negru, bâltoacele astea toate. În primul rând, disădit iarbă. Noi avem, și nu numai disădit, noi dacă stăm să ne gândim. Noi avem prea mult pământ descoperit în Chișinău. Și pentru că el este descoperit, acesta este afectat de ploaie, de vânt, de ce vrei, praful este ridicat în aer și permanent este glodăraie. Dar nu uita de ce este înconjurat Chișinău. Noi avem foarte multe terenuri agricole în jurul Chișinăului. De la Ghidighici până la Chișinău, vântul duce foarte repede praf. Dar măcar de, s-ar face gazonuri sau s-ar sădi cât mai multă iarbă în Chișinău, astfel încât să nu existe o parcelă de pământ descoperit. Imaginați-vă pentru o secundă că orașul chiar ar înceta să mai fie atât de prăfuit și plin de noroi. Dar o chestie faină, eu am găsit-o pe Amazon, poate cuiva era plăcea, de făcut un fel de cupolă semi-transparentă prin care să intri razele soarelui, tot ok, poate chiar mai puțin ultraviolet și poate să scrie mare pe de, nu știu, media ca să încap, pur și simplu pe de așa pe cup. Dacă vă place, dați un like mai jos. Mă bucur că tu ai o emisiune separată pe tema asta. Pe tema cupolei pe de mine. Da. Îmi pare rău că spui asta, îmi pare rău. Hai să mergem la un alt lucru minunat care s-a întâmplat anul acesta în Moldova. Imaginează că ai fi avut o emisiune cu Andrean Candu. Ei, Natalia, vrei o bombonică? Ah, mă bucur că ai venit la noi în Parlament să cauți lumină. Da, băi și neșninchi. Păi iată, prieteni, anul acesta s-a întâmplat un lucru foarte bun despre care merită să vorbim. Este vorba despre crearea organizației Părinte Solidar. Ești sigur că e în 2017 și a fost creată? Cred că în anul 2017 subiectul alimentației copiilor în grădinițe, subiectul securității, sănătății lor, care oarecum este garantată și de grădiniță, salariile cadrelor non-didactice, da, el nu știu cum o nimerit în vizor. De fapt, asta a fost și o parte bună, că în premieră, 2017, băi, cineva construiește tunelul și zboară pe Marte, dar în Moldova s-a mărit cu 4 lei, dacă nu greșesc, nu? Nata, 4 lei bugetul pentru meniul zilnic a unui copil, ca să poată să încapă o leacă mai multe fructe și legume. 4 lei! 20 de eurocenți pe zi! Ops, asta ne mai vorbim de gard în jurul Parlamentului sau cât ai zis, 500.000 de lei pentru igiena unui deputat? Tu asta ai spus? Stai. Nu, asta Andrei Vasile. Nu, eu eram aceea. Pe mine vă încurc. Bun, eu zic să luăm legătura cu cineva. Hai să vorbim. Este vorba despre Ala Revenco, care este în primul rând mamă, părinte. Și într-a doilea rând este un părinte care a pus bazele acestei organizații, Părinte Solidar. Hai să o întrebăm pe Ala. De unde și până unde? Ala, bună seara! Da, bună seara! Suntem în direct la emisiunea Internetul Grăiește. Mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră de a intra în direct. Întrebarea mea, ca și părinte, ca și mamă, care a avut și copii la grădinițele din Chișinău și care știa mai mult sau mai puțin despre cum sunt ei alimentați, cum dorm ei pe saltele, cât trebuie să aducem la grădiniță ca să fie totul bine. Vreau să vă întreb, ce v-a determinat exact să creați această organizație, Părinte Solidar, și să nu vă lăsați bătute? Noi aș începe că suntem formați, inițial ne-am format ca grup, grupul Părinților Solidari, fiindcă foarte des pe rețele socializare se abordau temele colectărilor de bani, ilegalităților din grădiniță și am decis să facem un grup de Facebook aparte unde să discutăm aceste întrebări. Deci totul a pornit de la un grup de pe Facebook, ca după aceea să ajungeți să fiți... Am plinit în acest, acum recent, în decembrie, 2 ani deja. Okay. Un an în urmă ne-am formalizat într-o asociație obștească. Chiar pe 27 decembrie am depus documentele, a fost... Câți părinți sunteți în această organizație? Pe Facebook avem peste 9500, îmi pare că, de membri ai grupului. E clar că activi suntem, așa se luăm vreo 50 de membri, ca întotdeauna. Foarte puțin care sunt cei care pot să iasă, pot să vie la un offline, care pot să vie la un protest, care se implică. Care, mai sunt mulți care stau în umbră, mai sunt o parte care doar ne monitorizează și se uite ce facem și aduc poșta la directoare, uite cine și ce a scris, cine ce a făcut. Ala, voi ați avut un 2017 foarte activ, felicitări pentru asta, eu vă urmăresc pagina Facebook după zilele democrației, dacă nu greșesc, când ați fost în vizită la Parlament și vreau să vă întreb, pentru 2018, top 3 lucruri pe care vi le-ați propus și top 3 ținte la care vreți să ajungeți împreună cu organizația Părinți Solidari? Top 3, primul ar fi, cred că, totuși să
mișcăm din loc, să avem o soluție, o majorare considerabilă pentru salariile profesorilor și cadrelor pedagogice. Din casa este ceea ce stopează tot lucrul. Despre ce salarii noi vorbim la ora aceasta, Ala? Un salariu pentru un pedagog începător este în jur de 3.000. Cadrele non-didactice au 1.000 de lei, dacă nu luăm considerații la moment ceea ce le dă primăria încă vreo 500 de lei. Adică este dezastruos, mai ales la capitolul cadre non-didactice. Noi vorbim de acum despre cadre non-didactice, de exemplu o bucătăreasă la grădiniță, poate ridica între 1.000 și 1.500 de lei pe lună. Da, da, adică asta sunt niște salarii foarte mici. De aici pornesc toate, fiindcă nimeni, cum se începe a ridica o problemă unele ilegalități, imediat se spune că omul pleacă și n-avem altul loc. De ce se închide ochii la tot? Dar trebuie de pornit de aici. Problema numărul 2, închiderea grădinițelor pe vară. Anul trecut am avut o situație foarte urâtă, când au fost închise concomitent aproape 90% din grădinițe, practic, și nu aveai unde duce copilul. S-a refuzat, nu s-au dat locuri, așa cum la noi se practică. Și cred că al treilea este totuși mai departe lupta cu sau combaterea corupției din instituțiile de învățământ. N-aș spune că este 1, 2, 3, ele sunt toate la același nivel, așa că spunem trei lucruri pe care noi vrem să le monitorizăm, să le rezolvăm cât de cât să ne mișcăm în această direcție în 2018. Ala, o ultimă întrebare, dacă ne permiți. Cât de mult copiii vă ajută în activitatea voastră? Cât de mult copiii sunt sateliți sau promotori sau mesageri ai ceea ce faceți? Copiii sunt motivația noastră. Fiindcă, cu adevărat, nu vreau, noi trecem prin acest calvar a plăților ilegale, a taxelor, a discuțiilor, a intimidărilor. Nu vreau ca copilul meu să treacă prin aceeași situație. Vreau ca el să meargă să-și ducă copiii lui la o instituție de stat cu reguli bine stabilite, cu plată bine stabilită, să aibă o amintire frumoasă despre comunicarea cu pedagogii și cu toți cei care lucrează într-o instituție de educație și să nu, așa cum am avut-o noi, am cele mai frumoase amintiri și îmi pare rău că copiii, generațiile actuale, nu, într-adevăr, scade foarte mult prestigiul pedagogilor din cauza acestor taxe și acestei situații. Ala, deci haideți să reiterăm, ați reușit un pic să îmbunătățiți meniul copiilor la grădiniță. Vorbim acum despre introducerea fructelor și legumelor în meniu, pe când aveam doar cremvuști și pâine și terciuri. Ați reușit să obțineți finanțare pentru hârtie igienică, care nu era introdusă în bugetele grădiniților. Am dreptate sau nu? Da. Pentru ce ai două palme. Deci, am reușit să... Cel mai important este că reușim să mobilizăm părinții ca ei să-și dea, reușim să-i facem să-și dea întrebări. Cât este de legal ceea ce se petrece? De aici, la fiecare din noi pornește schimbarea. Când îți dai întrebare, dar e corect ceea ce se întâmplă? Dar așa ar trebui să fie, dar care sunt alte soluții? Nu mergem toți cu ochii închiși și nu vedem nimic asta, să deschidem ochii și să mobilizăm la gândire critică. Așa spune. Așa, da. Pentru că numai atunci când ne punem întrebări, reușim să progresăm. Mulțumesc foarte mult, Ala, pentru motivație și pentru faptul că nu vă lăsați mâinile jos și reușiți un lucru foarte important, să inspirați multă altă lume. Mulțumim, mult succes! Toate bune! La mulți ani! Eu reiterez, noi am fost în legătură directă cu Ala Revenco, care este la bazele organizației Părinți Solidari, o organizație care s-a născut dintr-un grup creat pe Facebook a unor părinți social activi care au început să-și pună întrebări despre ce mănâncă copiilor la grădiniță, despre felul în care sunt tratați, despre... Ce? Dai alte... Da. Despre meniul lor, despre hârtie igienică. Imaginați-vă, hârtie igienică nu este bugetată în bugetul unei grădinițe. Respectiv, părinții trebuiau să o aducă. Părinții aceștia reușesc cu pași mici, mai mari, să sensibilizeze opinia publică, să mobilizeze mai mulți părinți și noi le ținem pumnii. Vă îndemnăm să intrați pe pagina lor, Părinți Solidari pe Facebook. Dacă vreți să vă implicați-vă. Sunt sigur că îi caută un braț de ajutor. Corect? O mână de ajutor. Ar fi gata să vă sară vouă un ajutor dacă aveți vreo istorie de împărtășit. Părinți Solidari pe Facebook. Mulțumim. Următoarea repriză a emisiunii noastre. Măi, noi avem azi o emisiune de asta cu melodii la comandă. Hai, Andrei. Dar poate vreți voi ceva să comandați. Ia, turnați-ne un comentariu mai jos acolo, o dedicație. Adică noi n-as punem cântul care voi îl vreți, noi să-l punem pe nostru. Dar dedicația putem să o lecturăm. Hai, te rog frumos, introdu următoarea bucată din emisiune. Da, eu vreau să-l ascultați
stând pe Toș sau Venea Roșca, așa cum îl cunoaște lumea de pe internet, ori venit la București și scrie, cântă, citește, e bravo, Toș. Mi-a zis că n-are cum să-mi fie frică, iubirea ta nu costă nică, că va avea miros de portocală și să nu fug, că n-o să doară, că totul o să fie chiki-chiki și nu e adevărat, știința nu explică. Și da, să recunosc că mai reanimat de câte ori nu am numărat, că sunt de parcă câștiga la loto, dar eu spuneam în sine mea ești combo. Eu n-am știut că ești așa amară, eu n-am știut că ești așa amară. Să știi că nu, eu nu pot pică, tu ai avut dreptate, iubirea ta nu costă nică. Tu ai lăsat prea multe semne pe mine, pe mine, ai zis că nimeni nu se arde, dar eu m-am ars de tine, de tine, de tine. Tu ai ales rup în cosmos. Eu sincer să vă spun, eram oarecă reticent apropo de creația lui Toș, dar ascultând-o în friguroasele nopți de iarnă canadiană, am înțeles că, băi, este ceva de apreciat. Eu eram alea criticent pentru că eu m-am deprins și noi, de fapt, l-am auzit, ții minte, Benji, când a apărut. Da, fia mea, și... fia mea pe editat, fia mea, tare fain. Și ne așteptam, sau mă așteptam, ca toți poate să dea ceva similar. De el a luat-o câteva scări, da, câteva scări mai sus. Zic, băi, ăsta e, artistul ăsta simte nu doar așa, el simte și altfel. Și trebuie apreciat. Toș, pe Facebook, îl căutați, T-O-S. Haș, dați un like, urmăriți postările lui, urmăriți-l și pe Instagram. Așteptăm noi creații și cum zici la București, tac держați. Iar noi mergem mai departe și o să ajungem tot la București în curând, dar până atunci, hai să vorbim despre o altă victorie a acestui an în Moldova. Este vorba despre toată strategia de promovare a turismului basarabean. Și în primul rând aici voi menționa câteva lucruri. La Chișinău s-a deschis centrul turistic. Este primul centru din istoria Chișinăului. Prieteni, noi suntem în anul 2017. Noi am ajuns să ne bucurăm cu lucruri care apareau, știi, 50-100 de ani în urmă în alte țări. Da, imaginează. Dar, așa arată. Dar e ok că asta se întâmplă, e bine. Țin să menționez că acest centru s-a deschis în clădirea primăriei. Deci primul lucru foarte bun, s-a întâmplat o colaborare între autoritățile locale și organizația turismului. Deconectăm telefoanele, domn regizor. Iată, poftim, aici este centru turistic. Asta înseamnă că de aici încolo, dacă se întâmplă să vină turiști, cum adică dacă se întâmplă chiar, se întâmplă să vină turiști la Chișinău, ei nu ai trebuie să caute disperat informația, ei pot să meargă direct la acest centru, să solicite informații gratuite despre destinații, rute vinicole, gastronomie, evenimente, artizani, orice întrebare, o au în legătură cu turistilor. Trebuie să fii turist sau poți fi și moldovean? Intrați, zic, recomandați-mi, vă rog frumos, un sejur. Nu știu unde, pot da? Să fie oricine, mai mult. Acest centru turistic are vreo 100 de metri pătrați care pot fi închiriați pentru prezentare de produse, lansări de carte, expoziții fotografice, prezentarea artizanilor, artiștilor. Deci este o chestie extraordinar de faină că ea se întâmplă în sfârșit în Chișinău. E dureros că suntem în anul 2017 când oamenii construiesc deja atâtea lucruri geniale, dar noi încă abia deschidem primul centru stai, turistic. Stai, amuș. Da, următorul lucru despre care vreau să vă spun la capitolul turistic este că în anul 2018 Chișinăul va deveni capitala turismului vitivinicol. Asta înseamnă că în 2018 se va întâmpla un eveniment la care vor veni oameni din peste 70 de țări, adică vreo 300 de oameni din domeniul vitivinicol și vor discuta, vor planifica strategii. Dar de ce s-a întâmplat asta, Andrei? Pentru că oamenii încep să descopere Moldova. Încep să o descopere ca pe o destinație exotică și, cel mai important, ca pe o destinație foarte bună pentru amatorii de vinuri.
Și în turism, în general, tot ce înseamnă exotic reprezintă acel element wow pe care oamenii care călătoresc îl caută. Da, dar nu e exotic Tahiti, e exotic Moldova. Nu, exotic, adică unde... un ex-USSR, încă plin de comunism în capul oamenilor, încă plin de corupție, de hoție, de nu știu trebuie ce. Trebuie să ne învățăm doar să îmbalăm asta. Dacă ajungi să spui că poți să bei un Pinot Noir așa cum n-ai mai băut și să te uiți la statuia lui Lenin, super, unde poți mai încerci asemenea romantism? La Paris? Nu, atât e banal, trebuie să știu, străzile astea căldărâm, străduți în guste, poze pe Instagram, hey, go rough, știi, trebuie să fie așa o leacă, mai sălbatic. Poza și Moldova asta. poate să-ți permită această experiență. Poza asta vine de la vernisajul vinului, la care am avut ocazia să particip anul acesta. Este probabil la 13-a ediție. Vernisajul vinului din acest an a fost pentru mine un mic șoc, trebuie să recunosc. Eu am înțeles că sala deja este prea mică sau vinificatori sunt prea mulți. Andrei, am gustat niște vinuri de la mici și vin era vinificatori. Stai să-ți spun că de ce am pus anume această poză. Pentru că la fiecare ediție există un câștigător al ediției. Cel mai bun vin al ediției respective. Juriu. Crezi tu? Ce a ales lumea la acest vernisaj? Care a fost cel mai bun vin? Da, eu te rog să folosești... Păi eu știu că Lilia reprezintă Gitana, respectiv cel mai bun vin. Deci un vin de la Gitana a fost declarat... Lupi? Da. Lupi, ok. Dar din ce an? Din ce an Lupi? Mă tin că 2016. Ok. Da. Dar noi n-am ajuns să gustăm din 2016. N-am ajuns, însă eu, prieteni, vreau să vă încurajez să căutați vinul acesta și în contextul promovării turismului și în special a Moldovei ca o destinație vitivinicolă, vorbiți-le prietenilor voștri, oamenilor voștri noi din viața voastră, spuneți-le că în Moldova merită să mergi ca să te saturi de mâncare bună și să bei un vin de ăla care te amețește și te face să te simți fericit. Nata, noi trebuie să reformulăm, să te saturi de mâncare bună. Nu trebuie de mâncat chiar pe saturate. Domnul, noi am zis că să facem o emisiune despre nutriționism, despre... O să facem asta, Andrei, dar cea mai mare, totuși, performanță în promovarea țării noastre în acest an este spotul turistic al țării noastre. Acel spot minunat cu Brad Pitt în rol principal. Există cineva care nu a dat share la acest video? Este incredibil. La ora aceasta, respectivul spot are pe YouTube 200.000 de vizualizări, pe Facebook. Nu, mult mai mult. Am văzut astăzi 220.000 de vizualizări. Nu, mult mai mult, baby. Are în jur de 15 milioane sau ceva genul ăsta. Tu glumești. Da. Moldova Travel? Pe Facebook, da. Păi eu nu de Facebook vorbesc, vorbesc YouTube. Ah, nu, dar care e diferența? Nu, pe Facebook. Pe Facebook mai multă lume a interacționat. Pentru că pe Facebook în jur de 40% de share-uri sunt din România. Românii au dat la greu share la acest video. Ceea ce este super îmbucurător. Prieteni, producția acestui spot se datorează totalmente unui efort care nu vine din partea statului. Și asta este important să știți. Nu este un proiect al unei organizații de stat. Tu vrei să spui că statul nu a dat share? Nu face parte dintr-o strategie de stat și nimeni n-are voie din reprezentanții statului să își asume meritele pentru această victorie. Asta să o știți. Mai ales în contextul felicitărilor de Crăciun care încep acum să mișune pe... Dacă mergeți pe Bulevardul Ștefan cel Mare și vedeți acest oficiu a turismului, vedeți foarte clar, sunt plăcuțele cu numele organizațiilor, numele donatorilor care au contribuit la asta. Din păcate sau din fericire, eu cred că Moldova are parte de o strategie de dezvoltare al turismului și de oameni care investesc în asta din Suedia. Plătitorii de impozite din Statele Unite ne ajută să facem asta. Dar deci este un proiect USAID împreună cu ambasada Elveției sau guvernul Elveției, pardon? Nu Suedii. Nu Suedii, mai tem când ați. Scuzați-mă, oricum elvețienii tot fac o grămadă de chestii în Moldova. Și iată, producția acestui spot a costat 10.000 de dolari. Este meritul regizoral al echipei atelierului Sergiu Prodan, Viorel Mardare. Tu îi spui așa de greu pe nume de familie pentru că ești prieten. Da, am vrut să-i spun Viorel Postmătrel. Anul trecut, în decembrie, când am fost acasă, eu am văzut spotul. Deci spotul de mult aștepta să apară. Eu l-am văzut, mi s-a cerut să zicem așa o părere. Și eu am zis, băi, e super fain spotul, hai să-l pornim. Și el abia a pornit, iată, acum o lună. Cum ai menționat și tu, prietenii noștri de peste Prut au apreciat această lucrare. Poate pentru că românii și ei au o sumedenie de cusururi la capitolul turism, promovarea turismului. Mai nou, respectivul spot a ajuns în vizorul lui Andy Moisescu de la emisiunea lui despre publicitate, unde invitata lui, știi cine a fost? Da, știu pentru că am pregătit emisiunea, dar spun nu pentru că e o surpriză. Unde invitata lui a fost
super simpatică, talentată, Irina Rimeș. Este artista noastră care, din fericire, este bine mersi în România. Noi o urmărim, o admirăm, îi ținem pumnii. Și Irina a spus o chestie foarte interesantă la finalul acelui interviu. Astăzi luăm legătura cu Irina Rimeș și o rugăm din toată inima să ne spună ce a avut ea în vedere. Dragă Irina, bună seara! Bună seara! Un clopoțel de om. Unde ești acum? La București, nu-i așa? Sunt la București și mănânc niște foarte exotici colțunași cu brânză și cu smântână de casă. Tu le-ai gătit? Cine le-a gătit? Mama, recunosc, nu eu. Mama. Dar mama vine, ea umple congelatorul și eu gătesc uneori singur. E minunat. Noi am avut norocul să intrăm pe Instagram-ul tău și să vedem niște live story despre cum se scapă bucățelele de unt pe jos. Vă recomandăm. Da, adică... să vedeți cum vine tata la mine, e mai funny. Da, tata aduce murături? Nu, tata aduce gura căinarului, nata. Da, și mama și tata aduc tot. Nu, eu nu știu cum la voi, cum de fapt cum la alții, că la voi e departe. Dar eu îi spun, mama, nu trebuie, mama, eu am de mâncare, mama, eu sunt bine, eu trăiesc bine. Și mama tot îmi trimite în fiecare săptămână câte geantă. E minunat. Da. Irina, draga noastră, tu ai fost invitată lui Andy Moisescu în ultima ediție a emisiunii sale, unde spotul turistic al Moldovei a ocupat o bună parte din emisiune și da. Tu te-ai exprimat pe diferite teme, după care, la final... tu ai spus următoarea frază: veniți în Moldova pentru că aveți ce vedea. Nu aveți ce vedea, aveți ce simți. Și eu vreau în contextul ăsta să te rog să deschizi parantezele. Tu care ești o basarabeancă stabilită la București, activezi printre români, ce ai de simțit în Moldova? Da, nu știu, eram la acea emisiune cu Andy Moisescu, vorbeam despre toate lucrurile frumoase. El a spus că a fost în Moldova, a spus că a fost în Chișinău, a zis, nu, n-ai fost în Moldova. Dacă ai fost doar în Chișinău, n-ai fost în Moldova, ai fost în Chișinău. Și atât. Noi nu avem munți, noi nu avem ieșire la mare, noi nu avem locuri exotice, nu știu, noi mereu căutăm să scăpăm din țărișoara noastră mică, dar cochetă, așa cred eu și așa cred mulți oameni. Dar noi am uitat că țara noastră are ceva foarte important ce alte țări nu au. Și acesta e motivul pentru care eu niciodată nu m-aș duce să locuiesc foarte departe de, nu știu, de familie, de pământ. Pentru că noi avem niște valori pe care le educăm în copii. Nu știu, părinții noștri le-au educat în noi și noi, eu cel puțin, țin mai departe să-mi educ copiii în modul ăsta. Noi avem, nu știu, nu știu cum să-i spun așa, un feeling de acasă. Toți oamenii care au fost la mine acasă n-au mai vrut să plece. Și eu, dacă au plecat, au zis că vor neapărat să se întoarcă. Deci noi vorbim acum, Irina, despre ospitalitate? Nu despre viteza Wi-Fi-ului, Nata. Nu, că ospitalieri sunt toți. Și românii sunt ospitalieri. Și când te duci la cineva și are interes să te primească bine, sunt ospitalieri. E vorba despre, nu știu, e un fel de sinceritate, dar naivitate așa sinceră, de om care nu a văzut foarte multe lucruri, dar el vrea și el îți dă și el, uite, eu împart cu tine această bucată de mămăligă. Nu sunt toți așa, desigur, dar parcă eu, mie mi-e dor de chestia asta pe care am găsit-o doar în Moldova, doar acasă. Eu în altă parte nu am găsit lucrul ăsta. Adevărul e că Irina are dreptate, există ceva nedefinit. Noi, țin-mi, vorbeam cu ceva din cercurile diplomatice și ei spuneau că voi ne faceți să ne simțim ca adevărate vedete. Vin străinii în Moldova și sunteți vedete. Și se simt vedete. Așa stai la masă. Bine, mănânc, dă peste cap. Tu asta nu încerci. Nu o să încerci în Olanda, nu o să încerci în Marea Britanie. Tu o să intri, ți-ați spune unii frigiderul, unii baia, la revedere, mulțumim că ai intrat. Așa este, ai dreptate. Ai ce simți în Moldova și dacă tot e să... învățăm să facem marketing de țară. Noi trebuie să înțelegem, Irina, ce putem noi din țara asta ambala și propune străinilor. Și acum, ceea ce ne-a rămas cu adevărat este să determinăm ce este acest ceva despre care tu vorbești că este simțibil, să-l ambalăm,
și să-l promovăm în continuare. Tu ai întrebări la această tânără și minunată fetiță? Mai multe decât aș fi vrut să adresez. Irina, o întrebare stringentă care ne doare pe foarte mulți. Liderul statului moldovenesc, președintele Igor Dodon, a declarat că limba moldovenească este cea vorbită în Moldova și limba română este cea vorbită în România. Spune ceva în română ca să înțelegem care e diferența. De exemplu, cum spuneți voi la apă dulce? La apă dulce, cum spuneți? Chico. Chico spuneți? Nu, voi spuneți suc și asta e foarte urât. Are dreptate. Noi spunem Chico, vă spuneți. Ea că nu știam de asta. Da, este părerea lui proprie și personală. Niciodată n-am fost așa de părerea asta. Nici părinții mei, nici oamenii din jurul meu. Cred că este o părere limitată. Sper tare, sper să nu o împărtășească foarte mulți oameni. Irina, noi, chiar dacă nu ne scriem, chiar dacă nu ne punem inimioare și like-uri mai des, să știi că în mintea noastră, în capul nostru, în sufletul nostru, noi mereu ți le adresăm, pentru că tot ce ai făcut până acum și continui să faci, ne dă motive ca să ne simțim bine că ești de-a noastră. Internetul încă nu a aflat cum dansează Nata atunci când răsună visele în mașină, dar într-o bună zi compromatul ăsta să apară pe internet. Ce drăguț, vă mulțumesc mult, vă mulțumesc din suflet. Sărbători fericite, Irina. Sărbători fericite și vouă și tuturor. Poate numai bine, ceau. Irina Rimeș a fost, e basarabeanca noastră, destul de apreciată acum în România, din câte știu este cu Global Records, are concerte, are spectacole, ia premii, se chitește ca o adevărată vedetă de aia extravagantă, are niște ținute atât de faine, dar cel mai important este că eu sper așa să rămână și eu sper că Irina ne aude. Irina, tu ne ești atât de dragă încât ne dorim așa, exact așa cum ești tu acum, să nu le permiți nimănui, dar nimănui să te altereze. Pentru că noi știm foarte bine ce se întâmplă în showbiz și dacă se va întâmpla cu tine o minune, noi să zicem că e posibil asemenea minuni să se întâmple. Ce s-a întâmplat? Eu, de exemplu, m-am făcut cum m-am făcut frumușel în showbiz. Da, da, mai ales la cel din România, tare te mi-ai făcut frumușel. Ei, grem de laudă, nu? Da, prieteni, acum încheiem subiectul cu turismul, spunându-vă că în anul ăsta în Moldova s-a înregistrat o creștere, pentru că toată lumea se întreabă, da, de ce investiți atâta bani, de ce investiți atâta bani și resurse, ce rezultate dă asta? Dă rezultate. Anul acesta în Moldova s-a înregistrat, știi cât? Câți turiști? Da. Da, dar tu știi că cifra asta e ușor interpretabilă. Bun, e ușor interpretabil, dar sunt 3 milioane de oameni care au vizitat țara. Da, 3 milioane de oameni au fost înregistrați oficial că au intrat în țara noastră. Am avut o creștere în ramura turismului și, din păcate, în continuare dăm voie să menționez, turismul într-o țară reprezintă cam 6% din produsul intern brut. În Moldova, turismul reprezintă la ora aceasta 1%. Deci creșterea încă este nesemnificativă. Pentru că noi avem industrie grea, noi avem mașini de spălat, noi avem IT, noi avem economie bogată. Ce eu vrei? Cred că noi liber, dar liber, putem face și turism la mult mai înalte cote. Important este ca unul la mână în clipa asta să dați share la acest video, la ăsta care e orlat pe ecran. Mai, dar chiar, uite, serios, sunt lucruri pe care noi nu le realizăm. Dar uite, aici, în noi zilele astea, în Montreal, am văzut un cinematograf. Da. Adică tu stai și te întrebi, cu toate Netflix-urile astea și YouTube-urile, pentru cine, în general, să mai ieși din casă să vezi ceva. Și este cinematograf cu filme erotice. Erotice, da. 10 lei intrare, 10 dolari biletul, mă tinc, era, da? Nu știu, nu eram cu tine. De unde mi-ai luat tu că eu eram cu tine, prieteni? Ai fost acolo cu Andrei Vasilaki. Nu, mă, erai, tu erai. Ați fost sărbătoriți colaborarea voastră de la emisiune. Tu erai, taman era 14 februarie, recent, și zic, hai, sărbătorim? Nu. N-avem bani. Dar în ce context ai menționat asta? Contextul în care, deși în Moldova nu există așa cinematograf, dar să ruleze groplan sau plan detaliu chiar înaintare la... Cum domnul Candu ține mâinile, că așa, încet, încet, știi, și pui pe fundal sunet de saxofon și lumea se uite. Bă, nu trebuie să eu spun încă o dată mă bucur că tu ai o emisiune separată. Dar tu vezi cum mă trage. În fine, vă rog eu mult, dacă încă nu ați dat share la acest video, super minunat, intrați, dați share, povestiți-le prietenilor voștri, pentru că... Pe cum îl găsește lumea, Nata, spune? Cum? Intrați pe Moldova Travel pe YouTube, este canalul oficial al ramurii turismului din Moldova și acolo există un ultim spot în care o să vi se pare că e Brad Pitt în el, e de fapt un actor din Olanda, este din domeniul IT, a fost depistat de cei care au creat spotul la Chișinău și i s-a propus această idee să participe. Eu am scris, aici doar o mică remarcă, eu am scris multor oameni influenți. Eu personal le-am scris și am zis, bună ziua Xenia Deli, bună ziua Doina Ciobanu,
Bună ziua, Iurie Belgurski. La Carla n-am scris, că eu cred că nu el administrează cont. Și le-am zis, uite, eu sunt un om ca și voi, care vine din Moldova. N-am niciun interes comercial. Nu am nicio implicare la acest spot, decât că îmi pasă foarte mult să afli mai multă lume despre noi. Vă rog eu mult, dacă vă place spotul, dați-i un share. Xenia Dăilin nu a reacționat. Doina Ciobanu mi-a spus da, o să-i dau, dar nu a dat. Iurie Belgurski, Iurie Belgurski a zis că da, probabil că o să-i dau, dar nu a dat. Și acum, eu nu știu, o să-i transmită cineva acestor oameni fără nicio supărare. Eu vă înțeleg foarte bine. Eu îmi dau seama câți pe voi vă bombardează zilnic cu rugămintea de un share. Dar totuși mi se pare că acest subiect merită un piculeț mai multă atenție, pentru că și voi sunteți din această țară veniți și vouă v-ar fi mai ușor printre străini, dacă ați spune că veniți din Moldova, să nu mai facă lumea ochii mari ca ceapa. Dar zic, a, stai țara aceea despre care am văzut la tine pe pagină. Da. Dați share, povestiți, nu obosiți, pentru că trebuie în continuare să ne ajutăm țara. Continuăm topul muzical, introducem o pauză muzicală. Aici e vorba de un fel de iubire de-a lui Andrei, melodia aceasta. Îndrăgostire, ce iubire, ce așa. Bine, curajos. Îndrăgostire. E vorba mie chiar îmi place melodia asta. Mie chiar îmi place și de fată și de melodie. Povestește, Andrei. Valeria Stoica se numește, cântă foarte bine. Hai să dăm un video făcut primăvara asta. Atenție pe ecran cu ochii. Stoica și distanția. Uite, eu n-am carieră de radio, n-am în spatele meu carieră de radio, dar tu cum spuneai când se termina un cântec? Cum comentai? Stai, uite, că a răsunat Valeria Stoica. Da. Eu pot să revin să spun urmăriți emisiunea Internetul Grăiește. Suntem live de la Montreal și cu mare plăcere v-am oferit astăzi ocazia să urmăriți o melodie pe care am descoperit-o anul acesta. Vine de la Valeria Stoica. Este o tânără artistă care se pare că nu are nevoie de nimic decât să fie lăsat în pace și să cânte. Adorabil. Și tu și piesa Valeriei Stoica, am din creamă să vezi că anul ăsta pregătește un album cu mai multe piese. Looking Valeria, forward. Așteptăm. Apropo, Valeria are înregistrat anul acesta oarecare o spargere de gheață. Melodia ei a fost contractată de Orange Moldova pentru a deveni soundtrack-ul campaniei lor de publicitate. Asta distanță? Melodia asta? Mă tin că e vorba de altă melodie. Eu știu de alte melodii care la Air Moldova. Orange. Air Moldova, da. Exact. Air Moldova a contractat melodia. Eu sper că Valeria a fost remunerată pentru munca ei, pentru că e o melodie foarte de suflet și, în general, Valeria, noi tare așteptăm un concert. Hai, mai mult curaj. Noi suntem cu ochii pe tine. Acum mergem la încă un lucru bun care se întâmplă acasă. Este vorba despre o echipă de tineri artiști, mai bine zis instrumentiști, muzicanți, care și-au făcut studiile în străinătate și care au revenit la Chișinău. Și eu nu înțeleg de ce au făcut ei asta. Chiar nu înțeleg. Cum nu? Creează, uite, avem motiv de vorbi în atât, creează acasă. Ei au creat o entitate care se numește Moldo Crescendo. Capul acestei entități se numește Marcel Lazar. Această entitate, ansamblu, trupă, cum o fi, adună mai mulți tineri instrumentiști,
cu care vara aceasta au fost pe la casele de cultură din țară, un proiect care a fost susținut foarte mult prin crowdfunding din diaspora. Mulțumim, apropo, tuturor celor care sunt sensibilizați de asemenea proiecte. Este incredibil să vezi, să vezi săli ale caselor de cultură din sate unde nu mai prea rămân oameni și unde vine muzică, muzică clasică. Și oamenii stau așa mărmuriți și se uită și după aia se face interviu cu ei și îi spun, este atât de minunat. Și eu, dar eu, ce mult mă bucur că acolo nu e Igor Cuciuc. Da, deși, e ca și la mine în gând a apărut el. Tu chiar... și la tine, da? Tu crezi că ăsta e polul opus? Vedem că astea sunt polurile opuse. Nu, nu, nu. Să ne ierti, Igor. Da, Johi Davis. De Johi, nici nu mai zic. Noi avem pentru voi un mesaj. Mâine, la Chișinău, se întâmplă un concert. Un concert de caritate, în care nu există bilete. În care oamenii plătesc fix atâta cât ei au simțit că merită efortul acestor artiști. Asculți, urmărești artistul în scenă, spune mă zici, băi, eu vreau să-i răsplătesc cu atâta, de fapt nu, tu nu-i răsplătești pe dânși, pentru că toate veniturile o să meargă într-o cauză, dar noi încă nu știm care. Sperăm peste câteva minute să fim în legătură directă cu Marcel Lazar. Hai acum, să auzim, de fapt, cel mai bine. Hai să auzim invitația, da? Da. Decembrie, la ora 6 seara, vă așteptăm la Filarmonica Națională, în sala mică, la un concert caritabil. Donațiile vor merge la o campanie de Crăciun. Dragi prieteni, suntem în continuare în direct de la Montreal, dar în legătură cu Chișinăul, unde în seara asta la o masă s-au adunat niște oameni, mănâncă dintr-un iepuraș, beau un vinișor din Moldova și unul dintre ei este Marcel Lazar. Serios? No, pe bune, noi muncim și cineva mănâncă iepuraș? Marcel, bună seara! Alo! Bună seara, bună Nata! Salutare, salutare! Alo! Ia spune-ne, te rog frumos, bună. Pentru cine adunați voi mâine bani în concertul vostru de caritate? Înainte să-ți răspund la prima întrebare, o să fac o concretizare. Încă n-am ajuns la vinul ăla, nu o să mă crezi, dar uite, repetăm de la 2 și încă e 10 și încă nu putem să ne dezlipim de repetiții. Deci băieți, să ne repetăm. Vinul cred că s-a răcit deja și iepurile s-au încălzit. Acum să-ți răspund la întrebare. Adunăm bani pentru o campanie de caritate creată de la cei de la caritate.md, care ei vor să ajute niște familii nevoiașe. Ideea noastră inițial era să facem ceva, să facem un gest frumos. Am căutat cazuri care au nevoie de ajutor și am găsit foarte multe cazuri care au nevoie de ajutor, cazuri individuale, și am zis că nu putem să alegem pe cineva doar. Ar fi fost cumva incorrect să dăm prioritate doar cuiva și atunci am găsit această campanie care își propun să ajute mai multe familii. Astfel ajutăm și copii și mame în vârstă și bătrâni și cât mai mulți. Marcel, mâine nu există o taxă la concert. Lumea poate pur și simplu veni și contribui cu cât îi lasă sufletul, nu-i așa? Exact. Poate da. Contribui și poate nu contribui chiar. Dacă nu lasă bani, nu ne supără. Marcel, voi aveți un scenariu în caz că lumea nu contribuie? Uite, vine lumea și spune, băi, mi-a părut bine să fiu la acest concert, dar nu contribui cu nimic. Sau aveți niște așteptări de cifră exactă? Nu, chiar nu avem niciun fel de așteptări. Per plus asta, noi am mai făcut un experiment de genul ăsta când anul trecut am făcut un concert, la fel, era achită cât consideră la sfârșit. Deci am zis cumva că ar fi frumos să achitați un bilet, să vedem cât vreți voi să achitați și până la urmă am găsit în urna de donații, am găsit și lei de 1 și lei de 5. Am zis că nu, pentru cineva au venit și au zis că eu o să achit foarte mult pentru concertul ăsta că mi-a plăcut și eu dau 10 lei, fiindcă pentru cineva 10 lei înseamnă foarte mult. Iar cineva a zis, eu o să achit foarte puțin, fiindcă mie nu mi-a plăcut și eu achitat 100 de lei, poate. Okay. Deci nu putem să judecăm. Eu știu că formația Radiohead, dacă nu greșesc, a făcut un experiment în 2012, a scos un album la vânzare și a spus, uite, albumul ăsta chiar nu punem un preț fix pe el, lumea plătește cât vrea. Și a adunat mai mult decât ar fi vândut albumul cu un preț fix. Așa că eu sper voi să aveți parte de asemenea experiență. Marcel, și noi eu vreau să te întreb, ce vă determină pe voi, tineri artiști, care v-ați făcut studiile în străinătate, care aveți deja un pic de ședere acasă, revenire acasă, ce vă determină pe voi în continuare să activați în Moldova și să nu zburați pe celelalte scene din afară? Păi,
deși noi încercăm să zburăm și pistinele din afară, revenim acasă fiindcă simțim asta ca o, poate chiar obligațiune față de patrie, față de casă, față de țară, dar obligațiune în sensul frumos. Adică nimeni nu ne obligă, nimeni nu ne spune, haide veniți, noi facem tot timpul asta voluntar, super voluntar și facem lucrurile astea fiindcă considerăm că trebuie să aducem acasă lucrurile pe care le învățăm, să contribuim la nivelul cultural, nivelul muzical de acasă. De ce, Marcel, ultima întrebare, de ce voi considerați că trebuie să contribuiți acasă? Fiindcă, uite, să știi că și eu îmi puneam întrebarea invers. De ce să nu contribui? De ce să nu faci ceva pentru casă? De ce să nu păstrezi curățenia? De ce să nu ai grijă să nu arunci cineva acolo? De ce să nu încerci să faci ceva bine? Și nu găseam răspuns. Până într-o zi cineva mi-a spus că, Marcel, dar nu poți să faci transfuzii de transplant sau transfuzii de patriotism. Ori îți iubești țara și, într-adevăr, ții la ea și vrei să fii bine, ori nu. Unii sunt foarte indiferenți și noi, nu știu, ne-am născut așa cu problema asta că nu ne pasă de unde ne-am pornit și vrem să devină lucrurile mai frumoase și mai frumoase acasă, ca să ne putem poate cândva întoarce acasă. Marcel, unde se întâmplă spectacolul? La Filarmonică, în Sala Mică, unde sunt și eu acum. Oh, minunat! Vouă mult succes! Eu sper să ajungi la masa aceea care te așteaptă și la vinul acela. Noi contribuim atât cât putem noi ca să afle lumea despre spectacol și să meargă mâine la concertul vostru. Mulțumesc mult! Toate bune și sărbători fericite! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! La fel! Numai bine! Marcel Lazar a fost, este fondatorul ansamblului Moldo Crescendo, un ansamblu de tineri muzicanți. Reveniți după școli făcute în străinătate, reveniți acasă, în Moldova, unde creează diverse proiecte foarte frumoase legate de muzica clasică. Marcel este pianist, iar mâine la Filarmonică, în Sala Mică, se întâmplă un concert caritabil unde nu există bilete, unde puteți lăsa atâta cât vă lasă sufletul și să susțineți și acești artiști care trebuie în continuare să se simtă necesari acasă, dar și cei care vor beneficia de pe urma acestui spectacol, niște familii nevoiașe. Nata, da. Hai că a venit timp să tragem și noi niște linii de concluzii apropo de 2017, Nata, că e foarte important, dacă nu tragi, nici nu intră pe gât șampania noapte de Revelion. Eu așa am înțeles. Andrei, cu ce te lauzi tu anul acesta? Mie tare îmi plac asemenea momente, eu sunt tare departat de atmosferă, magie, de Crăciun. Am vorbit în emisiunea anterioară, avem noi o emisiune bonus cu Andrei pe care am pus-o pe YouTube. Eu sunt departat de asta, pentru că eu nu mă sunt bine să fac, să trag linia asta de concluzie, amu. Ți-am zis, când era un an de la moartea lui Grigore Vieru și televiziunile, portalurile, presa au scris, s-a făcut un an de la moartea lui Grigore Vieru, dar deși nu s-a făcut 32 de zile jumate, deși contează anume cifra asta, există o convenție la care noi, știi, reperăm, ne referim la dânsa și nouă ne-i mai ușor să mergem înainte. Hai să știm și noi papsovii, să respectăm această tradiție, să spunem ce a fost bun în 2017, ce am vrea noi să lăudăm. Pentru mine 2017 a însemnat câteva chestii pe care le-am scris într-o listă de rezoluții, dar nu pe toate le-am respectat sau nu pe toate am reușit să le realizez. Aș fi vrut pe unele din ele să le transfer drept datorie să le realizez în 2018, dar mă bucur pentru cele deja realizate. Mă bucur pentru un spectacol de la Chișinău pe care l-am avut pe 17 iulie și un spectacol pe 18 iulie, ambele sold out. Bineînțeles că eu am rezervele mele, spectacolul s-a numit Deja e mai bine, dar eu cred că se poate și mai bine. Și eu puțin am înțeles o concluzie mare, capitulantă pentru mine, dacă mă mai puc de proiecte în care vreau band să cânte, pregătiri, 4-5 săptămâni, trebuie să nănesc un ajutor. Trebuie să am un producător, trebuie să am un om care se ocupe de tot asta. Pentru și asta nu-s eu. Nu tu, eu nici n-am arătat cu dești. Dar ca creierul ăsta plin de geniu să continui să creeze și eu să nu mă ocup, să nu știu Adel Cadrav, să nu știu contabilitate, să nu știu budilnic pentru unii, ca asta să reușească să funcționeze la măcar 92%, eu trebuie să mă concentrez asupra muncii mele de creație, dar să am ajutoare, oameni angajați pentru asta. Mai lauzi, Andrei? Da, eu nu știu dacă asta e de laudă sau nu, dar eu pentru mine, știu, mulți ani am așteptat asta să se întâmple și în sfârșit s-a întâmplat. Am fost într-o vacanță cu mama la Berlin. Am povestit mai de mult pe Facebook despre asta și am avut o conversație acum cu maică-mea, m-a sunat de dimineață din Moldova și a spus, aș fi vrut să vă mulțumesc ție, mie, pentru vara asta, pentru Iamania, pentru călătoria de la Berlin. Eu la Berlin am fost din 2009 și am avut până acum am o legătură specială cu acel oraș și vroiam să-i împărtășesc mamei aceasta. Bineînțeles că mama nu s-a înțățit și a înțățit și eu. Bineînțeles că mama nu s-a îmbătat în tramvai și nu îi striga unei fete blonde, Marlene Dietrich, Marlene Dietrich. Nu, mama nu a făcut asta. Dar mama a văzut altă latură a Berlinului și i-a plăcut și asta s-a întâmplat
Bineînțeles, grație faptul că eu am un job și acest job se cheamă emisiunea Lumina și sute de patroni, printre care și tu, Serioga, încă nu înțeleg de ce, nu Serioga, am rușine, sute de patroni îmi plătesc salariul lunar pentru ceea ce fac eu pe interneturi. Dar nu pot să nu menționez și vacanța pe care noi doi am avut-o, o vacanță la care eu mă uitam iarăși critic, tu știi, eu înainte de a începe un lucru, eu nu-mi trebuie nici asta, dă-te într-o parte, lasă-mă în pași. NATO a propus o vacanță culinară. Ei, nu știu, poți descoperi vacanță culinară. Mănânci și vieți. Mănânci și vieți. Cam ce aici faci în orice vacanță. Dar noi am hotărât să nu o facem cu All Inclusive. Noi am hotărât să o facem așa prin prieteni, contacte, lucruri nemai văzute. Și într-adevăr, am văzut părți ale Franței, ale Italiei și ale Barcelonei care nu prea apar în ghiduri turistice și asta pe mine mă bucur. Eu vreau să descoper lucruri nedescoperite atunci când călătoresc. Aici noi o să adăugăm că vara care vine, sper să avem sănătate destulă, să mai mergem într-o vacanță culinară. Tu acum ești răcit, vara să fii sănătoasă. Și una dintre destinații va fi neapărat Copenhaga, orașul care găzduiește cel mai bun restaurant din lume, Noma. Da, dar noi mergem încolo... În orașul care are cel mai bun restaurant din lume, dar în care meniul costă 600 de euro. Dar stai la geam acolo, Andrei, tu n-ați faci nică. Și noroc ne pică și René Redzepi zice, voi sunteți așa doi din... Internetul găiește? Da, hai veniți încoași, că poate mai aduceți niște clienți. O rămas o jumătate de trufă de ieri, muietă. Nu-i pe asta, este un oraș care se dezvoltă din punct de vedere gastronomic. Vertiginos, eu l-am studiat acum la universitate, sunt încântat, acolo deja există niște moldoveni care au reacționat, deci noi vara asta venim la Copenhaga. Marea problemă a Copenhagăi da. Sunt bicicletele. Sperăm primăria să ia măsuri. Se rezolve până venim noi, da. Tot vara aceasta sper să mergem în Italia și în Franța, dacă aveți destinații interesante. Stai, că tu deja vorbești despre 2018, vorbești despre 2017. Originale, sătucuri, chestii, așa, de rustice, artizanale. Cu mare, mare dragos să le acceptăm. De ce facem noi toate astea? Poate pentru că eu, Nata, am în primul rând un vis legat de Moldova, bineînțeles, dar ca să mi-l împlinesc, trebuie întâi de toate să acumulez experiență. Eu încă nu mă simt puternic și pe poziție. Și te-ai uitat așa de rău la mine. Pentru că tu iarăși nu respecti distanța de microfon. Tu știi că asta tare mult contează pentru standardele de calitate acestei emisiuni. Acum pot să mă laud și eu cu... Anul 2017 pentru Nata Albot a fost? Foarte, foarte pe scurt. A fost anul foarte pe scurt. 2017, în primul rând, a început cu un moment extraordinar de emoționant, pe care îl vedeți iată aici. Iuhu! Nu știu dacă părinții mei ne urmăresc. Este urmăresc, un moment în care am reușit pe fratele meu să-l aduc pentru prima dată de când a plecat din Moldova, să-l aduc acasă. Deci, ca să vă dați seama, el a plecat în 2006, noi am fost în 2017, fratele meu nu a revenit în Moldova de 11 ani, iar motivul pentru care a revenit a fost aniversarea al tăticu, care a împlinit anul ăsta 70 de ani. Doamne, tăticu, eu mă rog să ai sănătate. Tăticu, părinții mei nu știau că noi venim acasă, deci ei habar nu aveau că noi o să apărăm de după perete. A fost un moment tare, tare sacru, sfânt, prețios și eu tare mă bucur că noi nu suntem în cap cu multe lucruri materiale care sunt trecătoare. Noi am reușit să-i aducem o bucurie părinților noștri și fratele meu a reușit să revină acasă pentru această ocazie frumoasă. Un alt moment cu care eu tare mă mândresc anul ăsta este să ajung în China la Gourmand World Cookbook Award, care este cea mai mare ceremonie în domeniul cărților culinare, unde cartea pe care am scris-o, Eat Like Moldovans, sau Moldova din bucătăria mamei mele, a fost premiată la categoria cea mai bună carte de gastronomie este europeană. Mulțumesc. Banul o curs? Ei, banul o curs după aia, Andrei, pentru că au venit multe comenzi. Tot ce pot să vă spun este că de când am scris această carte, sunt de 2 ani în lucru pentru următoarea ediție, care va fi o continuare a Moldova din bucătăria mamei mele, în care vor intra toate rețetele care nu au încăput în prima. Dar cartea... tu știi cum o să numești? Moldova din bucătăria mamei mele 2? Eu ți-am zis zilele trecute un titlu provizoriu. Dar nu trădeam. Eu nu am decis cum o să numesc, pentru că această carte, în afară de rețete din bucătăria mamei mele, va avea 10 destinații culinare pe care eu le-am descoperit în Moldova și vreau despre ele să afle cât mai multă lume. Locuri în care poți să mergi și să mănânci gustos, chestii deosebite din bucătăria noastră, delicioase, autentice. Cartea planific să o lansez prin luna mai, până atunci lucrez la rețete din greu, fotografie. Avem niște fotografii atât de frumoase. Eu sunt așa de mândră și bucuroasă că e bucătăria noastră, anume așa va fi reprezentată în această carte. Și un alt lucru, al treilea, de care eu mă mândresc foarte mult, dar nu mi se datorează mie nemijlocit, ci se datorează la mai alți oameni, este vorba despre faptul că noi am supraviețuit anul acesta cu proiectele ca lumea. A fost un an foarte dificil în care
ni s-au tăiat aripile din toate părțile. Sponsorii nu au mai vrut să dea bani, instituțiile de stat nu au vrut să colaboreze, noi pur și simplu am fost decapitați. Și în situația în care nu ai nici bani și niciun fel de sprijin din partea nimănui, de fapt se demonstrează adevărata fața oamenilor. Și ceea ce eu cred că este important pentru proiectele pe care le-am conceput în Moldova este că am pornit pe platforma Patreon o pagină, patreon.com/calumea, unde la ora aceasta sunt 96 de oameni care susțin proiectele noastre. Avem 520 ceva de dolari pe lună care se adună. Într-un an ar însemna vreo 6.000 de dolari. Cu 6.000 de dolari pe an nu faci mare lucru, pentru că organizarea unui festival te costă cam în jur de 10-12.000. E vorba de un festival așa mai modest, dar Ia Manie e un festival foarte scump, care poate supraviețui numai și numai din bilete și sponsorizări. Sponsor n-am avut, am supraviețuit în schimb din bilete. Am avut 11.000 de oameni anul acesta care au fost la Ia Manie. Mulțumesc din suflet, se încheie anul și eu în continuare încă mult, mult, mulți ani am să țin minte faptul că atunci când era cel mai greu, în ajutor ne-au sărit oamenii de rând, prietenii, pur și simplu au sărit și au spus, dar noi o să venim, noi o să cumpărăm bilet, noi o să fim alături de voi. Și eu cred că 2018 nu va fi un an mai ușor. Și în 2018 și mai mult. Dar noi nici nu ne place când e ușor, tu ai observat. Când e ușor, noi, des mai adăugăm o greutate. Deci, eu am pomenit despre... noi am reușit anul ăsta să devenim o comunitate. Mulțumesc tare mult. Eu am pomenit mai devreme despre spectacolul meu de la Chișinău, dar există sute de oameni care au venit să mă vadă la Brusel, la Padova, la Paris, cărora tare le mulțumesc. Eu am mai fost la Mestre în Veneția, primăvară, uite, am uitat despre asta. Mulțumesc Vica, Andrei, Anastasia, o groază de oameni care s-au implicat în toată asta. Mulțumesc echipa de organizare de la Cluj, sunt sigur că mă urmăriți. Felicia, Cristina, salut! Eu am cunoscut o idee. Poate ne revedem la anul, poate ne revedem în 2018 și la primăvară în mai multe orașe din România. Lucrăm acum la un asemenea traseu, proiect de turneu. Doamne! Să încheiem această emisiune cu ultima melodie pe care, sau ultima... Băi, dar asta pe bune sună ca un muza boz. Scuzați-ne, vă rog, da, frumos. Da, noi pur și simplu tare am vrut ca emisiunea să fie mai lejeră, să ne distindem un pic, să aveți și voi posibilitatea să vă aeresiți un pic și... În mod ideal. Noi de ce am vrut să vă transmitem acest cânt? Și nu știu fiecare în ce poziție este. De obicei, când urmărești un video pe Facebook, adesea ești aplicat, singur în cameră și camera albă se cheamă Viceu. Dar, dacă cumva regăsiți acest cânt și după asta în alte ipostaze ale vieții, de exemplu, ați culcat copchii și ați deschis acea sticlă de rar neagră cu sira, da? Nu, rar neagră, nu, fetească neagră, pardon. Fetească neagră, da? Fetească. Ați deschis-o și ați pus acolo o melodie pe fundal, apie că atunci se naște această întreagă poezie. Știu că nu putem prin internetul tare mult transmite din asta, ideal e sau veniți voi la noi în ospții, sau venim noi la voi, avem noi un plan, avem noi un dor, poate venim și hei, hurducăim, călătorim, picăluți, venim până la voi, dar până atunci mai este. Hai să încheiem cu o melodie care m-a auzit-o și live, tu ai auzit-o de câteva ori live. Melodia contează în sine. Dar mai mult contează trupa care s-a născut în acest an. Ca fenomen. Ca fenomen. Este o trupă pe care foarte mulți au descoperit-o anume la festivalul Ia Manie. Este vorba despre cei de la Via Daca. Mare căldură afară. Da, doamne, ploaie. Da, doamne. La la la.
Eu mi-amintesc când era Ia Mania și băieții cântau Papa Rudă, Rudă, Udă, Udă, Udă și pe cer apăreau norii și negri, negri și așa, ții minte? Eu eram în juriu la concursul Mândria. Și te rugai să nu plouă. Și când s-a adunat așa o căciulă neagră de nori, hai de-l încoace, de nori, și eu zic, Doamne, te rog, mai dăm voi numai să terminăm cu jurizarea, te rog, Doamne. Și la un moment dat a apărut un curcubeu. Și mai apărut încă unul. A fost așa de magic. Și eu știu că multă lume după Ia Mania a zis, măi, ce descoperire, ce frumos. Eu cred că pentru asta merită de făcut proiectele pe care le facem, ca să ajutăm publicul să descopere, să aibă chestii minunate din care să se încarce energetic și să creadă în faptul că atâta lume frumoasă încă mai există și se naște în Moldova. Ca de exemplu, autoarea acestei lucrări, care se numește Anastasia Soboleva. Anastasia este născută în Moldova, dar de mulți ani deja stabilită în Cleveland. Și Anastasia a fost profesoară la școală, la universitate, la universitate. Vino să te cuprindem, să te vadă lumea. Vino măcar să te vadă lumea. Acum Anastasia are un job foarte interesant. Este full-time director pe activități pentru oameni în etate. Corect, Anastasia? Da. Tu înveți pictează sau cum? Noi facem diferite activități. Pictură, una dintre ele. Super. Iată, Anastasia a făcut 12 ore de drum, prin ninsoare, prin toamne. Eu ieri m-am culcat, n-am mai avut răbdare să ies. Da, de la 0 grade în Cleveland și a ajuns la minus 40 la Montreal. Da, lucrarea aceasta astăzi trebuie să ajungă la cineva dintre voi. De ce? Pentru că noi am vrea să facem o licitație și cu banii adunați să susținem o familie din Hâncești, care are 3 copii, unul dintre care de 6 anișori este un băiețel care are autism. Mama este profesoară. Părinții nu au posibilitatea să se ocupe de copil și să-l ducă la un centru specializat, deși, în mod normal, asemenea centre ar trebui să fie acolo unde sunt copiii. Nu trebuie să facă oamenii drum ca să ajungă la Chișinău, la centre specializate. E problematic pentru această familie să se descurce, pentru că autismul rămâne în continuare un fenomen încă foarte nedescifrat și enigmatic pentru mulți oameni. Nu-l cunosc, nu-l înțeleg și de aceea zic că că-i blestem, că și vrei tu. Numai da, că există. Este o dereglare de comportament, nu este o boală. Nu numim copiii autiști, este un copil cu autism. Este un copil deosebit, care dacă ar nimeri în mediul cuvenit, pe mâini bune, are și un geniu din el, poate. Pentru că copiii cu autism au și talente foarte mari și istoria demonstrează că sunt foarte mulți genii cu autism. Anastasia, lucrarea asta se numește Surorile, da? Și noi am zis un preț de început de 150 de euro. În cazul în care v-ar interesa să intrați în posesia acestei lucrări, scrieți în comentarii cât ați fi gata voi să dați pentru ea. Dar noi vrem în timpul live-ului, noi n-o să licităm în timpul live-ului. Noi anunțăm licitația, dar tu pe pagina Natalbot o să revii cu detalii. Țin să-ți spun că am anunțat această licitație pe Instagram și imediat am primit o contribuție de la cineva de aici din Canada. Vreau să-i spun numele. A fost vorba despre 50 de dolari de la Elena Șuntova, care a zis că pur și simplu vrea să contribuie. Elena, mulțumesc foarte, foarte mult. Iată, noi avem deja 50 de dolari canadieni. Dacă se mai adună la ei un 150, un 200, un 300, voi vă alegeți cu o lucrare frumoasă, cu spirit autohton, creată de o moldoveancă, departe de casă stabilită. Poate aveți surori, poate aveți frați, poate știți cumva să oferiți în dar. E o lucrare mare, 60 pe 90, deci și o lucrare impresionantă. Îi scrieți Nata Albot pe pagina Nata Albot, nu pe profil, pe pagină, acolo unde este o galocică, de la Mark Zuckerbuchen, și pe Instagram puteți o găsiți și scrieți cum ați vrea să contribuiți la această cauză. Mulțumim, Nastia, și mulțumim că stați cu copiii sus. Iată, de exemplu, sunt cineva deja nu fac licitează. Eu sper că Ion Osipov, care astăzi este foarte prezent în comentarii, să nu fie un răuvoitor, chiar să fie un om dacă bun. E prezent, e om bun. Da. Și dacă pe bune vă doriți această lucrare, vă asumați transportul ei, asta vă spun cu siguranță, iar restul banilor, adică banii care îi oferiți, noi o să-i oferim acestei familii. Așa s-a întâmplat acum în decembrie, când o altă lucrare venită de la o moldoveancă din Statele Unite a venit la noi acasă. Ții minte, bujorii? I-am transmis Corinei Dascălu de la Detox Delivery, care mi-a dat 175 de euro și acești bani au ajuns la Kira, mama lui Kiril. M-a sunat mamica și spune, Nata, a venit doamna asta, a adus o sticlă de vin, a adus o cutie de bomboane și a adus o pâine făcută de dânsa. Și s-a emoționat mamica mea și eu am zis, mamica, atât normal, ținem timp aici. Mama lui Kiril și ea s-a emoționat, mi-a scris, mulțumesc tare mult Corina Dascălu și Viorica Ghețu Vonu. Vedeți că ați făcut niște oameni fericiți, pentru că Kiril merge la
la Centrul Puzzle Kids și se bucură de creștere și investiții de timp și efort a antrenorilor în el. Prieteni, noi acum 4 săptămâni am pornit Internetul Grăiește și am îndrăznit să vă citim un cod deontologic. Noi încă mai lucrăm la conținutul lui, la formula de exprimare a acestui cod deontologic, dar noi vrem să reiterăm importanța activității noastre, implicării noastre, traiului nostru pe online. Noi și-l puțin mult timp petrecem pe online și vrei nu vrei ajungi să comunici cu oameni și să umpli golul de comunicare pe care l-ai avea dacă ai întâlnit omul în viață. Dar hai, vă rog să continuăm să fim, sau și-l puțin să încercăm să fim cât se poate de civilizați pe online, cât se poate de proactivi, cât se poate de constructivi, să apelăm la empatie în loc de răutate. Când vedem o răutate și dacă vedem că e un om drag sau apropiat nou, îi spunem, băi, ciuvac, tu ai călcat pe greblă, hai că îți mai dau o șansă, dă-ți mai încercăm o dată. Dacă e vreun troll sau profil anonim sau doamna Elizaveta, care de fapt folosește poza unui wine critic din Marea Britanie și spune, vreau unirea cu mama țuică, ignorați-o, blocați-o sau trimiteți-o la mama. Da. Așa că vă rugăm foarte frumos. Tu și văd că te-ai pregătit. Măi, Nata, și eu vreau să ieșim din această emisiune cu... Tu vrei, eu îți dau un clopoțel? Tu ai clopoțel? Hai, tu ai asta super mare, dar este gălăjios. Ok. Uite, dar vezi, să nu domine, o să fii mai tare decât vocea mea. Nu, eu o să fiu departe, hai. Hai, departe. Du-te în cameră la fete. Hai, hai. Și ai tu. Oie, băieții! M-auziți? Da, te auzim. Am o urătură de 20 secunde. S-a sculat Maian, s-a sculat Maian, Nata Albot și Andrei Bolocan, amândoi frumușei au încălecat pe un scaun de la Ikea cumpărat, să vă ureze de bunăstare, să vă crească copchii mari, să aveți căldură de la soare, din subțuori să niroasă a floare. Ia mai mânați, băi flăcăi, și sunați din zurgălei, noi suntem Nata și Andrei și Sergei și echipa, să strigați odată. Hey! Tare vă mulțumim că v-ați conectat. Un share și un like ar fi binevenite. Vă mulțumim frumos că sunteți alături de noi. Puteți să urmăriți Internetul Grăiește și pe alte platforme. Chiar vă îndemnăm. Noi de fapt avem un JIS, ne dorim să trecem și pe YouTube-uri. Acolo o leacă mai prietenos din punct de vedere al formatului video, al transmisiunii. Sergio acum să adaugi și un comentariu acolo, să-l facă pinned comment. Intrați, abonați-vă la contul nostru de YouTube și hai să continuăm să prietenim pe Facebook-uri și chiar și în realitate. Prieteni, emisiunea aceasta este totalmente produsul unui grant la care noi am aplicat și am reușit să obținem o sumă de bani pentru a investi în echipamente și o sumă de bani așa, nu foarte mare, pentru ca să remunerăm oamenii implicați în ea până în luna martie anului 2018. După aceea trebuie să devenim sustenabili. Noi nu vă cerem niciun fel de sprijin financiar nemijlocit pentru această emisiune. Noi sperăm că ce facem noi să merite tot efortul, dar vă cerem sprijin pentru produsele, pentru proiectele a fiecăruia dintre noi în parte. Emisiunea Lumina are o pagină pe Patreon. Ludmila, corect. Și organizația noastră non-guvernamentală, Asociația Ca Lumea, care tot are o pagină pe Patreon. Dacă voi considerați că noi trebuie să știm că vouă vă place ceea ce facem noi, atunci dați-ne de știre, dați-ne un semn printr-o contribuție lunară la ceea ce facem noi în afara emisiunii Internetul Grăiește. $1 pe lună, 2 pe lună, 3, 10, cât considerați voi că noi merităm. Deveniți patronii noștri, prin asta voi ne veți arăta că merită să continuăm ceea ce facem noi. Eu nu vreau, sau nu pot, eu aș vrea, dar nu pot acum să mulțumesc celor peste 380-370 de patroni emisiunii Lumina, dar vreau să mulțumesc celor care au apărut recent, atât acum, în ultima săptămână, 10-14 zile, datorită faptului că noi spunem să fim susținuți și lumea indirect, nu știu cum susține și eu când le mulțumesc, îmi scriu, da, bravo pentru emisiunea Lumina, da, și pentru Internetul Grăiește, știi? Vreau să-i mulțumesc lui Jimmy West, parcă s-a logat, eu am un patron pe care se numește Penis Vagin. Oh my God. Da. Cât contribuie Penis Vagin la emisiunea Lumina? 2 sau 5 pe lună, nu știu, într-o stai că e mai complicat. Marcel Blănuță, mulțumesc. Natalia Mălai, Dan Gimpu, Sârbu Constantin, Ana Codreanu, Penis Vagin am spus, și Alina Purice. Tare vă mulțumesc că sunteți alături de noi, chiar dacă sunteți departe, unii sunt și mai aproape, sunt pe aici pe la Montreal. Ne închinăm și ne revedem în 2018. Da, eu vă rog să contribuiți și la Ca Lumea. Eu tot vreau să mă bat cu Andrei la patroni, să spun numele vostru, de exemplu, dacă aveți ceva să promovați. Culmea că noi avem patroni care sunt și patroni Ca Lumea și Lumina. Da, noi ne revedem într-o săptămână, deși eu am o propunere, Andrei, tu încă nu știi despre ea. Eu propun în noapte de Revelion să facem o ediție exclusivă. Noi să avem în casă vreo 20 de oameni și vreo 10-15 copii. Da, dar noi să avem în sânge alcool, Nata. O să vedem. Dacă o să fim în stare să ne conectăm și să vă urăm
pe căile internetului. Ei, când la noi și tu vrei să ne conectăm la Revelionul Moldovenesc? Da, noi suntem treji, tot ok, da. Nu, când poate, nu promitem, dar poate, o să ne urmăriți și o să aflați. Când da. Hai după Dodon. Hai în timp ce vă uitați la Dodon, stângeți sunetul la Dodon, dar noi e salmime. Și puteți, de exemplu, să faceți un selfie cum stă Dodon în spate și voi împreună cu Dodon vă uitați la emisiunea internetului. Da, flashmob-ul de anul trecut era superb cu Dodon și lumea acum a pus pur și simplu prosop fața lui Dodon. Vă rugăm să continuăm această tradiție milenară. Deci nu uitați, dacă vreți să licitați lucrarea Anastasiei, deja este acolo o propunere de vreo 155 de euro. Toți banii adunați vor merge în susținerea familiei cu băiețelul cu autism din Hâncești. Eu sunt Nata Albot. Andrei Bolocan. Cu drag vă salutăm și vă mulțumim pentru răbdare. Azi a fost o ediție mai lungă, pentru că altfel cum se încapă atâtea lucruri bune care s-au întâmplat în acest an. Noi așa și-am numit-o, Pesnia Goda. Спасибо, Регина. Да, с удовольствием. Эрнест. Аркадий. Rămâneți sănătoși și binevoitori, împrăștiați iubire către tot cei care vă înconjoară și ajutați-o ca ea să se mulțească. Pa, pa. Hai noroc, mulți ani!